Bună seara, stimați telespectatori, sunt Denis Rifai, începe emisiunea 40 de întrebări. Iată regulile emisiunii, îi voi adresa invitatului meu 40 de întrebări, pentru fiecare întrebare va avea 2 minute să răspundă. Dacă îi mai rămâne timp, iar eu consider că este necesar, invitatul poate folosi timpul rămas pentru a răspunde la celelalte întrebări. De asemenea, invitatul are dreptul să refuze să răspundă. Să începem, l-am alături de mine pe fostul ministru de externe, diplomatul Teodor Meleșcanu, bună seara, bună mulțumesc seara. Pentru prezență. Eu vă mulțumesc pentru invitație. Sunteți de o viață în slujba statului român și nu sunt cuvinte puține. Cu o carieră desăvârșită în diplomație, ați condus de 5 ori Ministerul de Externe și timp de 2 ani Serviciul de Informații Externe. În toți acești ani ați fost membru al mai multor partide politice și ați candidat de 2 ori la președinția României. Ați fost demnitarul care a condus diplomația românească în momente importante pentru statul român, de la cererea de aderare a României la Uniunea Europeană până la haosul de la votul din diasporă în timpul prezidențialilor din 2014, scandalul mutării ambasadei românești în Israel sau războiul pe care l-a avut la un moment dat Liviu Dragnea cu statul român la CEDO. În plan personal am văzut, sunteți de o discreție totală. Puțin știu, domnule ministru, că aveți un umor aparte și că silueta pe care o păstrați și astăzi se datorează și sporturilor pe care le-ați practicat în tinerețe, în not și polo de performanță. Pornesc maratonul celor 40 de întrebări cu speranța că în această seară îl vom cunoaște cu adevărat pe omul din spatele diplomatului Teodor Meleșcanu și vom lămuri și toate controversele care sunt legate de numele dumneavoastră. Da, sigur. Dacă m-ați invitat, bineînțeles că voi răspunde la toate întrebările. Bine, începem. V-ați născut pe 10 martie 1941 în localitatea Brad, județul Hunedoara, acolo unde tatăl dumneavoastră lucra la întreprinderea aurifera ca electrician. 2 ani mai târziu, familia dumneavoastră s-a mutat la Bacău, de unde era deloc tata, iar ulterior, din cauza războiului, v-ați refugiat la Buteni, județul Arad, la rudele mamei. Apoi, părinții dumneavoastră au decis să se mute la Ploiești, unde ei v-au înscris la grădiniță. Nu ați rămas nici aici prea mult, deoarece tata, care avea studii de subinginer la Paris, a primit un loc de muncă foarte bun la Gura Honț, județul Arad. Cu toate acestea, școala primară ați făcut-o la Buteni, satul bunicilor, și într-un final v-ați stabilit cu toată familia la Arad, unde părinții au cumpărat un loc de casă. Despre toate aceste peregrinări prin țară, din prima etapă a vieții dumneavoastră, mama dumneavoastră a spus și o citez: el a fost târât de noi printr-o mulțime de locuri. Așa cum a fost viața lui de mic, așa văd că este viața lui și acum când este mare. Urmează întrebarea: unde este acasă pentru Teodor Meleșcanu? Pentru mine acasă este România. Indiferent de unde stau, unde merg, unde voi face, pentru mine, cu adevărat, acasă înseamnă să fiu în România. Mulțumim. Continuăm. Ați fost singurul copil al familiei Meleșcanu. Părinții dumneavoastră, Ana și Todor, și-au dorit foarte mult o fată. Mama dumneavoastră a povestit, o citez: ne doream o fată. Eu voiam să o numim Virginica, pe când soțul voia Alexandrina. Nașterea dumneavoastră a rezolvat această disensiune dintre părinți, mai ales că mama, înțeleg, considera că tatăl ar fi avut o iubită care purta acest nume. Ați fost botezat Teodor Viorel și v-ați născut în perioada în care România intra în cel de-al doilea război mondial. Spuneați așa: m-am născut în timpul războiului și am supraviețuit acelei perioade de lipsuri, foamete, boli și tot felul de mizerii. Tot dumneavoastră ați povestit la un moment dat că singurul complex de care ați suferit vreodată a fost cel al sărăciei. Aș vrea să-mi povestiți mai multe despre acea perioadă. Urmează întrebarea: ce lipsuri ați avut în copilărie? Copilăria mea am avut probleme destul de complicate. La 12 ani am rămas orfan de tată, tatăl meu a decedat. Și am rămas eu cu mama mea, o perioadă în care nu avea nici măcar serviciu, dar am depășit și acest lucru. Deci a fost dificil și dacă mi-am dorit ceva, mi-am dorit să reușesc să ies în lume. Aceasta este, de fapt, și cauza pentru care m-a atras foarte mult sportul.
din Arad, cum eram, nu aveam nicio șansă să călătoresc, să văd în București sau alte orașe importante din România. Și de aceea mi-am dorit tocmai ca prin sport să încerc să fac ceva. Sigur, cu timpul, mai târziu, am făcut polo pe apă de 4 sau 5 ani în divizia A, însă am înțeles, pentru mine a fost foarte important, nu numai din punct de vedere sportiv, am înțeles că polo pe apă este ca și lumea în care trăim. La suprafață toate lucrurile se văd bine și frumos, iar pe dedesubtul apei se dau lovituri foarte dure. Adică sportul va pregăti pentru ce avea să vină. Exact. Așa am înțeles eu că se întâmplă în societatea omenească. Sunt lucruri care ți se par la prima vedere că totul este frumos și dacă nu, poți să ajungi și în situația în care să vezi că cei care îți spun că fac foarte bine, pe de altă parte, îți fac foarte multe dificultăți. Mulțumesc. Continuăm. Tatăl dumneavoastră a murit când avea doar 45 de ani. Da. Iar dispariția lui a fost o lovitură cumplită. Mama, care fusese până atunci casnică, s-a văzut nevoită la 37 de ani să se angajeze la întreprinderea Tricoul Roșu din Arad, unde a muncit până la vârsta de pensionare, o citez acum. Eram tare necăjită, casa neterminată, eu nu aveam serviciu și nici nu primeam pensie de urmași. În acele momente, un sprijin moral deosebit l-am primit de la copil, care a știut să mă facă să înțeleg că viața trebuie să meargă înainte. Deși era foarte mic, avea o judecată foarte matură. Pentru a o ajuta pe mama, bursa noastră de elev, înțeleg, a devenit una dintre sursele de venit ale familiei. Urmează întrebarea. Cum v-a schimbat moartea tatălui? Era de așteptat. Era bolnav, a lucrat în mină câțiva ani foarte mult. A ajuns la o situație în care avea probleme de sănătate foarte serioase și era aproape sigur că în câțiva ani ar fi decedat. Vreau însă să adaug că pe lângă ce a spus dumneavoastră la bun început, cel care ne-a ajutat enorm și care ne-a ajutat pe mama și pe mine să trecem peste această perioadă a fost bunicul meu, Gheorghe, din comuna Buteni, județul Arad, și care din tatăl mamei, care se ocupa și cu oile, suntem și un neam de ciobani, dacă vreți, și care de fiecare dată, la 2-3 luni, venea la Arad să ne aducă alegurii de mâncare. În același timp, însă, vreau să mai adaug un lucru. Nu am trăit doar din bursa pe care am avut-o la școală, ci și din faptul că în toate vacanțele de vară, eu am muncit. Am muncit la o brutărie, am muncit la o fabrică care producea foi de tort, la o legătorie de cărți, la fruct export, adunând prin toată zona roșii și altele. Deci, de fiecare dată, în vacanța mea, vacanța se folosea pentru activitatea mea și pentru strângerea unor bani care să ne permită să supraviețuim anul viitor. După aceea, mama, sigur că a găsit serviciul la Tricou Roșu din Arad și am reușit să intrăm într-o etapă care ne permitea, într-adevăr, să trăim așa cum se putea trăi pe vremea aceea, destul de greu, chiar foarte greu uneori. Mulțumesc! După ce ați terminat liceul, mama își dorea să deveniți inginer silvic pentru că, citez, în pădure este aer curat, este frumos, iar pădurarii te respectă. Însă, când ați vrut să vă depuneți dosarul la Facultatea de Silvicultură, ați aflat că această facultate nu acorda bursă de studii. De aceea ați fost forțat să vă reorientați și astfel ați ales Facultatea de Drept din București. Erați atât de determinat să vă terminați studiile, încât i-ați spus mamei că dacă s-ar întâmpla ceva cu ea,
ați fi dispus să cedați casa părintească celui care v-ar ține la facultate, vă citez acum. De mic copil am înțeles că părinții, în afară de iubirea lor și de educația lor de bază, nu aveau ce să îmi ofere și m-am năpustit asupra învățăturii, școala fiind singura alternativă la sărăcia în care se zbătea România pe atunci. Am absolvit un doctorat pe vremea când, pentru a obține un doctorat, nu aveai nevoie de banii lui tata, ci doar de muncă, inteligență, sacrificiu și dedicare. Urmează întrebarea. Ați mai fi fost la fel de determinat dacă nu erați sărac? Nu cred că pot să spun acest lucru, că aș fi fost sărac. Da, eram o familie extrem de modestă și sigur că trăiam cu foarte multe greutăți. Dar în același timp eram convins că pot să fac mai mult decât să stau să mă încadrez și eu la fabrica de vagoane care era în apropierea casei noastre și am hotărât că, într-adevăr, pot să fac ceva mai mult. Pe de altă parte, m-a ajutat și sportul, care a făcut de mine o persoană destul de cunoscută în cadrul liceului, fiind și sportiv de performanță. Am reușit să înțeleg că pot să fac și prin sport să-mi croiesc un drum în viață. Și de aceea mi-am dorit întotdeauna ca să fac și studii superioare. Ca să vă spun adevărul adevărat, inițial, prima mea opțiune a fost aceea de a mă înscrie la Academia Navală Mircea cel Bătrân de la Constanța. Mama mea însă s-a opus foarte puternic, nedorind ca eu să intru în zona militară. E singurul lucru pe care, până la urmă, l-am cedat de dragul mamei și după aceea m-am hotărât să intru, să plec, să obțin o bursă pentru facultatea de drept. Lucru interesant este că eu, până la data respectivă, nu fusesem niciodată în București și mama credea, ca și mine, că probabil voi fi repartizat la Cluj, la facultatea de drept. Deci, până la urmă, am plecat la București, nu știu dacă nu depășesc timpul, mi-a pus mama 200 de lei într-o punguță pe care m-a rugat să o pun sub cămașă, pentru că atunci când intri în regat, cum spunea ea, să fii atent că îți fură banii de împuzonare. Deci, da, am ajuns până la urmă la București. Am intrat la facultatea de drept și până la urmă am și absolvit-o. Bine, continuăm. În timp ce erați student la facultatea de drept din București, ați făcut și serviciul militar obligatoriu la școala de ofițeri de rezervă din Botoșani, obținând gradul de sublocotenent. După facultate ați urmat cursurile postuniversitare de relații internaționale la Universitatea din București. La 25 de ani erați angajat în cadrul Ministerului de Externe ca atașat diplomatic la Direcția Juridică a Tratatelor. Un an mai târziu începe o etapă interesantă în viața dumneavoastră, pentru că sunteți printre puținii care au reușit să plece în acea perioadă din România pentru studii în străinătate. Ați urmat un curs postuniversitar la Universitatea din Geneva și mai apoi tot la Geneva ați urmat cursurile Institutului de Înalte Studii Internaționale, unde în 73 ați obținut și titlul de doctor în științe politice și drept internațional. Urmează întrebarea. Cum ați ajuns printre privilegiații comunismului care studiau în străinătate? Nu e vorba de un privilegiu pe care l-am avut. Institutul de Înalte Studii Internaționale de la Geneva avea un director extraordinar, una din personalitățile politice deosebite din Elveția, domnul Jacques Freymond, care în fiecare an acorda câte o bursă tinerilor români dacă doresc să facă studii în Elveția. Și în fiecare an, inclusiv în anul în care am intrat și eu în această morișcă, am obținut împreună, a fost o competiție cu mai mulți colegi, am avut, ce să mai spun ca să nu mă laud degeaba, aveam cele mai bune note și pur și simplu am fost selectat de către institut, de către Universitatea din Geneva. Pe o perioadă de circa 8-9 ani, a fost o perioadă de deschidere a României în acea perioadă,
o serie de colegi cu mine, în fiecare an aveam câte unul, doi care erau trimiși în străinătate. Unii dintre ei sunt astăzi ambasadori și oameni extraordinari de mari specialiști în materie de drept internațional și altele. Domnul Ion Diaconu, domnul Ioan Voicu, foarte mulți colegi care au trecut prin această instituție. Ideea fundamentală a domnului Jacques Freymond era aceea de a crea o punte între Elveția și România. Și la asta am contribuit și eu cu modestele mele posibilități. Bine, am notat. Mergem cu prima întrebare roșie. Vă rog. În anii 60, când vă pregăteați să accedeți în diplomația comunistă, în lucrarea dumneavoastră de diplomă, probleme juridice privind naționalizările efectuate în țările socialiste, ați adus argumente pentru necesitatea și legalitatea confiscării de către comuniști a proprietății private. Ba mai mult, la vremea aceea susțineați că despăgubirile cuvenite țăranilor erau opționale. Citez din lucrare. Naționalizarea este un act licit prin însăși natura sa, iar neplata de despăgubiri nu îl transformă într-un act ilicit. Într-o altă carte publicată de dumneavoastră în 74, chiar din prefață, spuneați că analiza dumneavoastră urmează întocmai doctrina Partidului Comunist și a șefului suprem, Nicolae Ceaușescu. Domnule Meleșcan, ați afirmat de mai multe ori că nu ați fost membru al Partidului Comunist Român. Și aș vrea să lămurim câteva chestiuni. Vreau să-mi spuneți dacă ați crezut în doctrina comunistă și dacă l-ați simpatizat pe dictatorul Nicolae Ceaușescu sau dacă v-ați folosit de regimul comunist ca să vă construiți cariera. Urmează întrebarea roșie. Ați fost comunist din interes sau din convingere? Pentru un lucru foarte simplu. Altfel nu puteam să plec în străinătate dacă nu eram membru de partid. Asta este foarte, foarte simplu. După aceea, într-adevăr, la diversele publicații pe care le-am, eu m-am ocupat în cadrul direcției juridice pe temele respective referitoare la m-am ocupat în special de naționalizarea unor întreprinderi din România și, într-adevăr, obiectivul fundamental care era, sau tema fundamentală pe care o aveam la acea dată, se referea la faptul că, până la urmă, fiecare lucru poate să fie expropriat, dar va trebui totuși să faci și anumite rambursări. Am intrat în Ministerul de Externe pe tema asta și când am plecat și am avut ca dosar o problemă legată de fabrica de chibrituri de la noi, telefoanele României care erau proprietăți ale unor importanți oameni din Suedia. Și a durat această discuție și aceste negocieri până în anul 1996. Deci dacă ar fi să fac un sumar al răspunsului dumneavoastră, ar fi că ați fost comunist din interes. Nu din interes, era singura modalitate ca să faci, să promovezi în societatea respectivă. Și mai aveți aceeași părere apropo de despăgubirile care trebuiau sau nu acordate? Le-am plătit cu vârf și îndesat. Bine, mergem mai departe. Ați intrat în diplomație la 25 de ani ca atașat diplomatic la Direcția Juridică a Tratatelor din Ministerul de Externe. Ați rămas în această funcție pe toată durata studiilor la Geneva, iar din momentul în care ați revenit în țară, ați avansat rapid în carieră. În cadrul Ministerului de Externe, în anii 70-78, ați fost secretar 3 la Departamentul Organizației Internaționale, secțiunea Tratate de Dezarmare. Apoi, în perioada 78-85, ați fost detașat ca secretar 2 la Misiunea Permanentă a României pe lângă ONU, iar din 1985 până în 1990 ați ocupat funcția de secretar 1 la Departamentul Securitate Internațională și Dezarmare din cadrul aceluiași minister.
Biografia dumneavoastră oficială nu dezvăluie însă detalii despre modul în care ați fost promovat în toate aceste funcții. Aș vrea să-mi spuneți cine sunt acele persoane care v-au sprijinit și de la care ați învățat la începuturile carierei dumneavoastră. Urmează întrebarea. Cui datorați cariera de diplomat? Cariera de diplomat nu mi se datorează decât mie. Nici nu știam când am intrat în Ministerul de Externe despre ce se face acolo. Dar ce pot să vă spun este că n-am avut nici o avansare care să nu fie la timp, la perioada necesară pentru a trece la o altă treaptă. Într-adevăr, am intrat ca atașat, după care am trecut secretar 3, fiind cel mai de jos, secretar 2, până la urmă am plecat la Geneva, pe lângă misiunea noastră permanentă la ONU, unde după aceea am obținut gradul de secretar 1, care era cel mai important în ierarhia respectivă, care puteam să facem ca oameni de rând, ca specialiști, fără niciun fel de sprijin. După aceea, însă, sigur că am ajuns și la poziția de consilier și până la urmă, în anul 1993, am primit gradul de ambasador. Deci am făcut o carieră diplomatică de la atașat, care duce geanta, până la nivelul de ambasador. Prin toate aceste etape am trecut, nimeni nu a încercat să mă sprijine, pentru că nu era cunoscut de nimeni într-un fel sau altul, nu erau niciun fel de legături de o manieră sau de alta la nivelul Ministerului de Externe. Bine, am notat. Continuăm tot cu întrebarea roșie. Da. În perioada 18-20 decembrie 1989, exact în zilele în care la Timișoara a început Revoluția Română, dumneavoastră erați la Viena, la reuniunea OSC, reprezentați acolo statul român. După măcelul care abusese loc pe străzile Timișoarei, presa internațională avea interdicție să intre pe teritoriul României, așa că toate informațiile veneau de la oficialii români aflați în afara granițelor. Întrebat fiind dumneavoastră de situația din țară, ați fi negat în totalitate mișcările de stradă care aveau loc în România. Citez acum o descriere făcută de un jurnalist. Cu aceeași jovialitate pe care o cunoașteți, Meleșcanu a anunțat jurnaliștii că e pace și liniște în România, că nu se întâmplă absolut nimic alarmant și că poporul român este mobilizat pentru îndeplinirea sarcinilor trasate la congresul al 14-lea al Partidului Comunist Român. Aceste informații au apărut abia în 2015, iar 4 ani mai târziu, în 2019, un document publicat în presa americană care cita un raport confidențial din 89 al ambasadei SUA de la Viena confirma încercările noastre de atunci de a ascunde situația de la București. Citez, Meleșcanu a negat informațiile privind presupusele evenimente, catalogându-le drept relatări de presă neconfirmate. Dumneavoastră ați susținut că niciuna dintre aceste dezvăluiri nu este adevărată, vă citez. Este o aiureală. Eu am spus că dacă chiar s-a întâmplat o represiune sinceroasă, atunci cei vinovați trebuie trași la răspundere. Vreau să lămurim acest subiect și să-mi spuneți ce ați declarat de fapt atunci la Viena și dacă în calitatea dumneavoastră de reprezentant al statului român ați fost obligat de la București să ascundeți adevărul. Nu, n-am fost. Urmează întrebarea roșie. Negarea crimelor de la Timișoara a fost cea mai grea minciună din cariera dumneavoastră? Nu, dar nu este, dar e o minciună ceea ce spuneți dumneavoastră din lucrări, din informările unor ziariști. Ceea ce pot să vă spun este că nu eu am făcut asemenea declarație pentru un motiv foarte simplu. Eram pe vremea aceea secretar 3, deci nu se punea problema ca eu să comunic prin intermediul ambasadei despre ceea ce se întâmplă la Timișoara. Ceea ce am spus a fost legat de faptul că în ședința care se ținea în Palatul Hofburg, era vorba de negocieri privind forțele armate în Europa Centrală, toți din delegație au plecat și m-au lăsat pe mine. Și m-au... Am fost, nu apostrofat,
președintele ședinței care era atunci, a spus, domnul Matale, că nu mai e nimeni pe acolo, ia să spui care e situația. Și a spus, nu cunosc în niciun fel elementele care se întâmplă, nu am acces la presa din țară. Sunt aici, dar pot să vă spun că dacă într-adevăr au fost oameni omorâți la Timișoara sau în alte zone, cei care au făcut acest lucru trebuie să își asume responsabilitățile pentru acestea. Vreau să vă spun foarte clar, în acele zile extrem de tulburi, să faci o asemenea declarație în care să spui dacă s-a întâmplat așa ceva, că nu aveam cunoștință, cei care au făcut așa ceva trebuie să-și asume acest măcel. Acesta este adevărul. Ceea ce a spus dumneavoastră era o parte dintr-o telegramă trimisă de cineva de la... Vă opresc acum, pentru că exact cu aceste telegrame continuăm, da? Și deci o să aveți timp, okay, să ne răspundeți. Okay. În decembrie 2019, publicația Libertatea a făcut publice telegramele pe care ambasadorul român la Viena le-a trimis în decembrie 1989 în țară, în care se arată că ați respectat întocmai indicațiile primite de la București, conform cărora trebuia să spuneți că nu cunoașteți nimic despre evenimentele care se întâmplau la Timișoara în acele zile. Cu toate acestea, la publicarea acestor telegrame, dumneavoastră ați negat din nou că ați primit informații oficiale din țară. Anul trecut, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului a început o anchetă care viza declarațiile făcute de dumneavoastră în acea perioadă la Viena. Astăzi, pe site-ul instituției, există doar comunicatul referitor la începutul anchetei, nu și rezultatul acesteia. Domnule Meleșcanu, presa a scris în mai multe rânduri că dacă dumneavoastră ați fi recunoscut atunci, în decembrie 1989, în fața delegațiilor străine adunate la Viena situația de la Timișoara, poate că Revoluția Română ar fi urmat un alt curs, iar numărul morților ar fi fost mai mic. Vreau să-mi spuneți și să lămurim acest subiect legat de această anchetă a ICMR-ului, care este stadiul acesteia, și să-mi spuneți dacă regretați că nu ați spus ceva. Urmează întrebarea. Ce remușcări aveți în legătură cu Revoluția din 1989? Nu, remușcările oricărui om normal pentru o situație care era anormală. Deci, din punctul meu de vedere, tot ceea ce puteți să spuneți sau ce doriți să discutați despre această temă, încă o dată vă spun, nu am avut cunoștință, nici măcar n-am știut că au început lucrurile, au început bătăliile de la Timișoara. Le-am auzit pe un radio în Viena de la unul din radiourile importante de acolo, care au vorbit despre acest măcel de la Timișoara. Din acest punct de vedere, ceea ce am spus, o repet încă o dată, nu am avut nicio informație în legătură cu ce s-a întâmplat la Timișoara și am spus foarte clar că dacă cineva a făcut aceste lucruri, va trebui să-și asume responsabilitățile fiecare. Bine. Mergem cu o altă întrebare roșie. Potrivit presei, pe toată durata evenimentelor din decembrie 1989, inclusiv atunci când soții Ceaușescu au fost împușcați, dumneavoastră ați rămas la Viena. Tot presa a dezvăluit că pe 27 decembrie 1989 ați fost ultima persoană care a vorbit la telefon cu Marin Ceaușescu, fratele lui Nicolae Ceaușescu, care la acea vreme se afla și el tot la Viena. Citez acum dintr-o analiză de presă. După ce în 27 decembrie fratele dictatorului Marin Ceaușescu a purtat două convorbiri, una cu centrala de la București, în care arăta că va veni în țară, și o alta cu Teodor Meleșcanu, apoi brusc, a doua zi, a decis să se sinucidă. Eu am ales să vă aduc în față, domnule Meleșcanu, toate aceste informații din presă. Sigur, foarte să bine. Le lămurim, mai ales că sunt deja mai bine de 30 de ani de la acele momente, de la acele evenimente, iar poporul român are dreptul să afle adevărul. Da. Urmează întrebarea roșie.
Ce v-a spus fratele lui Ceaușescu înainte să moară? Cred că glumiți, nu? Cred că e o glumă. Credeți că eu vorbesc cu... că eu vorbeam cu Ceaușescu la Viena? Chiar credeți un asemenea lucru? Părerea mea este o bombă fâsâită. Eu am plecat din Viena atunci când s-a făcut prima manifestație în fața ambasadei și mi-am asumat riscul de a mă pune în tren și de a veni acasă. La 22 decembrie eu am venit acasă cu trenul. Să-mi spuneți de aici că pe 27, că vrea, că s-a sinucis, că s-a... habar nu am avut. Am văzut și eu în presă despre ce s-a întâmplat. Deci este, încă o dată vă spun, este pur și simplu o bombă din asta fâsâită, credeți-mă. Sunt informații de presă neadevărate, îmi spuneți. Cine a vrut să scrie, fiecare poate să scrie ce vrea. Eu vreau să spun că nu eram, nu mai eram la Viena, n-aveam cum să stau de vorbă cu o persoană sau cu altă persoană. Deci lucrurile sunt complet aiurea. Bine. Credeți-mă. Vă cred. Dar mergem mai departe, căci mai am o altă întrebare care este legată de acest subiect. Păi pune tot roșie ca să le trecem mai repede așa. Marin Ceaușescu, fratele mai mare al dictatorului Nicolae Ceaușescu, economist de profesie, a fost șeful Agenției Economice a Republicii Socialiste României la Praga și apoi a condus reprezentanța economică a României la Viena. Istoricii susțin că acesta gestiona o parte din banii rezultați din afacerile vechii Securități. Pe 28 decembrie 1989 a fost găsit spânzurat în subsolul ambasadei române de la Viena. Există două scenarii despre moartea lui Marin Ceaușescu. Primul că s-ar fi sinucis și al doilea că ar fi fost omorât pentru că el era cel care știa detaliile conturilor bancare din străinătate, adică acele conturi ale României cărora știm bine li s-a pierdut urma. Presa a scris, apropo de ce am discutat anterior, presa a scris că dumneavoastră ați fost trimis să recuperați documentele din biroul fratelui dictatorului, citez o relatare din presă, acolo s-a prezentat Teodor Meleșcanu pentru a ridica arhiva din biroul sigilat al fratelui lui Nicolae Ceaușescu și probabil și actele de la domiciliul lui. A avut Teodor Meleșcanu și o altă calitate pe lângă aceea de emisar special al externelor în această delicată situație? Vreau să știu, încă o dată vă întreb, dacă sunt adevărate aceste informații și dacă da, ce ați ridicat din biroul lui Marin Ceaușescu și cui ați predat toate aceste documente despre conturile dictatorului. Urmează întrebarea. Unde sunt banii din conturile lui Ceaușescu? Asta vă întreb și eu. Unde sunt banii, Denis? Unde sunt banii lui Ceaușescu? Deci este aberant ce discuți. În primul rând, Marin Ceaușescu, cred că îl chema, nu lucra în ambasadă. Era o altă clădire, alte străzi, care erau ale... Acolo a fost găsit mort. Nu știu dacă în ambasadă sau unde, că n-am așa fost scrie, acolo. Așa sunt informații. Dar tot ce înseamnă documente sau hârtii sau nu știu ce, erau la Agenția Economică. Nu avea nimic de a face cu ambasada. Deci tot ce spuneți este o aiureală completă, credeți-mă. Ce pot eu să fac? Cine să fiu trimis? Eu nu am fost trimis, eu am plecat de la Viena. Eu încă o dată vă spun, să știți că m-am invitat din toată inima mea să lămurim aceste aspecte. Ele așa mare sunt plăcere. Așezate în presă. Da, sigur, dar oricine, Doamne, dar câte se scrie în presă, dar nu înseamnă acum neapărat lămurim că au dreptate întotdeauna. În aceste informații, da, am spus clar că el conducea reprezentanța economică a României la Viena, da. Că a fost găsit mort în sediul ambasadei române la Viena și că dumneavoastră ați fi mers și ați făcut curățenie în biroul său și ați fi adunat de acolo documente. Dar nu ați înțeles ce v-am spus cu două minute înainte? Că erați plecat eu deja. Eu pe 22 nu eram la Viena. Bun, că ați venit cu trenul în România. Exact. Bun, am notat. Ne-am lămurit. Mergem mai departe. Dați una roșie ca să mergem înainte. Aveți răbdare că mai avem și întrebări roșii. Multe. Asupra dumneavoastră a planat întotdeauna suspiciunea că ați colaborat cu vechea Securitate și că ați fi chiar ofițer acoperit. Dumneavoastră ați negat că ați fost agent secret de-a lungul timpului, dar au existat mai multe voci care v-au contrazis. De exemplu, Ion Mihai Pacepa, fostul general al Securității,
și șef adjunct al Direcției de Informații Externe, a spus că sunteți ofițer acoperit al securității, citez. După decembrie 1989, ofițeri conspirației securității au reușit să preia atât conducerea noilor servicii secrete ale țării, cât și pe cea a Ministerului de Externe. Virgil Măgureanu a devenit șef al SRI, generalul Mihai Caraman a preluat SIE, Teodor Meleșcanu a devenit ministru de externe și a păstrat 80% din ambasadorii lui Ceaușescu, majoritatea celor care împuseseră subalterni în Direcția de Informații Externe. În presă au apărut și alte mărturii ale unor analiști politici care afirmă că ați colaborat cu securitatea, ba mai mult că ați fost și protejat după 1989. Vreau să lămurim acest subiect. Urmează întrebarea. Ce tip de colaborare aveți cu serviciile de informații? Niciunul. N-am fost nici ofițer acoperit, nici ofițer direct sau normal al Serviciului de Informații Externe. Din punctul meu de vedere, nu există nici cel mai mic dubiu că aș fi fost într-o postură sau altă. Nu am fost, nu am avut nicio problemă, mi-am văzut de carieră. Bine. Continuăm. Nu, să știți că dacă ar fi fost dumneavoastră, credeți totuși că nu ar fi ieșit la iveală așa ceva? Pentru asta trebuie să luați de bună ce a scris domn Pacepa sau altcineva. Fiecare are drept să scrie ce vrea, ce crede. Și acum, eu mă gândeam cum își că ceva, un scenariu. Ceva tip de colaborare trebuie să fie existat câtă vreme ați reprezentat statul român. De aceea v-am întrebat. Eu am reprezentat statul român ca diplomat, nu ca ofițer. Nu am avut niciun fel de legătură cu serviciile de informații ale României. De nici un fel. Perfect. Ne-am lămurit. Singurul lucru care a fost este că eram supravegheat și eu pe vremea când eram student sau la misiunea permanentă de la Geneva, de către cei care se ocupau și care ne întrebau unde ați fost, de ce ați venit, cu cine ați vorbit, v-am văzut cu cineva, atât. Dar asta nu poate să fie numită colaborare, deopotrivă. Trebuie să fie pur și simplu o manieră de a strânge șurubul pentru toată lumea. Bine. Am lămurit. Continuăm. Da, O întrebare roșie, totuși, că ne-am intrat acum. Aveți răbdare, domnule ministru. Îmi place că au început să vă placă întrebările mele, da, roșii. Sigur. O să vedeți la final de maraton că nu am dus lipsă. Ah, e bine. Mergeți pe mâna mea. În primele două guverne post-decembriste, ați fost secretar de stat la Ministerul de Externe. În 1992, ați fost promovat la rangul de ambasador. La cererea fostului președinte Ion Iliescu, ați fost trimis în Elveția pentru a negocia cu regele Mihai și regina Ana. Vă citez. Am încercat să aranjez locul pe care regele Mihai îl putea avea în România, spunându-i clar, domnule, acum e republică. Chiar dacă pentru noi, pentru istoria noastră, majestatea sa este o persoană deosebită. Presa a scris că pentru modul în care ați condus aceste negocieri cu regele Mihai, ați fost răsplătit cu poziția de ministru de externe în guvernul Văcăroiu. Cu toate acestea, în perioada cât ați fost ministru de externe, relația statului român cu familia regală a fost una încordată. După ce regele Mihai i s-a permis intrarea în țară în 1992, 2 ani mai târziu era blocat chiar pe aeroport, pentru că Ministerul de Externe, la conducerea căruia erați, a refuzat să îi acorde viză. În ce an? 1994. Tot în același an, PDSR, unicul partid de guvernământ în acel moment, a cerut Ministerului de Externe să îl declare pe fostul rege persona non grata. Regele Mihai nu a primit viză de intrare în România nici în 1995, când și-a dorit să participe la funeraliile lui Corneliu Coposu. Majestatea sa a revenit în România abia în 1997, când PDSR, partidul din care făceați parte, a pierdut alegerile, iar dumneavoastră nu mai erați ministru de externe. Urmează întrebarea. Ați fost de acord ca regele Mihai să nu fie primit în România? Nu acord eu ca cineva să fie primit sau nu. Din punct de vedere tehnic, problema care se punea era lipsa unui pașaport diplomatic al regelui Mihai, care nu mai avea... Era ministru de externe. Da, dar nu avea pașaport și nu aveam cum să-i punem o viză sau să găsim orice altceva.
Mai mult, preocuparea mea a fost întotdeauna de a găsi o modalitate prin care regele Mihai să poate să vină în România. Iar dacă vorbiți de vizita pe care am făcut-o în Elveția, care am discutat cu maestatea sa, regele Mihai I, cu Ana Maria de Bourbon Parma, și pentru a schița puțin cam care să fie poziția și ce ar fi urmat să fie redat casei regale. Toate aceste lucruri, nu știu dacă au trecut 50 de ani, dar se pot găsi în arhivele Ministerului de Externe, pentru că eu am făcut un raport după ce am venit de acolo. Deci ideea fundamentală era de a găsi o modalitate de conviețuire între regele Mihai, care nu mai putea să fie rege, dar avea acest titlu, și sistemul politic republican care se instaurase, care era continuat în România. Deci, din acest punct de vedere, nu pot să zic decât că cred că am contribuit într-o manieră pozitivă la găsirea unei punți de înțelegere, care există și astăzi, cu Casa Regală. Așa este. Mulțumesc. Mergem mai departe cu o întrebare roșie. În 1993, România a solicitat aderarea la NATO, iar din funcția de ministru de externe pe care o aveți atunci, erați principalul oficial mandatat să poarte aceste negocieri. Presa susține că exact în același an, în 1993, duceați negocieri pentru instalarea unei rețele de comunicare secretă cu Moscova. Acordul cu partea rusă a fost semnat în 1994 de către directorul STS cu mandat din partea dumneavoastră ca ministru de externe. Astfel, a fost instalat la București un circuit de comunicare care utiliza aparatură de secretizare de producție rusească. Presa a scris că numai rezultatul alegerilor din 1996 și instalarea la Cotroceni a președintelui Emil Constantinescu au făcut ca tratativele pentru firul roșu să fie sistate și aparatura deja instalată să fie dezafectată. Coincidență sau nu, procesul de aderare al României la NATO s-a soldat în 1997 cu un eșec. În 2000, când ne aflam din nou în negocieri cu Alianța Nord-Atlantică, presa a publicat pentru prima dată informații despre firul roșu București-Moscova, iar dumneavoastră a susținut că nu s-au purtat negocieri cu rușii. În schimb, în fața acestor evidențe, Adrian Năstase, premierul României de atunci, a fost nevoit să recunoască existența negocierilor pentru firul roșu, îl citez pe Adrian Năstase, a fost o greșeală că s-a afirmat că nu s-au purtat negocieri în CSAT și îmi cer scuze în numele partidului. Eu nu vă întreb dacă România a încercat să facă un joc dublu cu cele două mari blocuri militare, NATO și Rusia, dar vreau să știu care este adevărul despre acele evenimente și cât de important este pentru România să mențină relații diplomatice apropiate, mai ales cu statele aflate în vecinătatea noastră. Urmează întrebarea roșie. De ce nu ați recunoscut firul roșu cu Moscova? Pentru că practic, acest sistem care exista era un sistem de comunicare între toate țările din lagărul comunist. Nu există un fir roșu de la București. Dumneavoastră aveți întrebări roșii, dar fir roșu n-a existat niciodată. Sigur că a fost un ziarist care probabil a avut o idee extraordinară și a mers pe firul roșu. Nu, era vorba de un sistem de comunicare pentru toate țările din lagărul socialist, pe care noi nu l-am mai utilizat, a fost scos din Ministerul de Externe și în continuare după aceea s-a închis toată posibilitatea asta de a folosi sistemul de care vă spuneam. De ce a fost important? De ce a fost menținut cât de cât acest sistem? Pentru faptul că era o perioadă în care România avea bugete foarte mici. Ori, prin sistemul acesta care trecea și prin România, puteam vorbi cu toate ambasadele din țările pactului de la Varșovia, care erau pe vremea aceea și care au fost foarte, foarte utile. În rest, însă, a vorbit de un fir roșu între România și Moscova, este aberant.
Acum, dacă vrea să vorbească Rusia cu cineva, nu vorbește neapărat cu România, găsește alte țări ca să vorbească cu ele. Deci asta este, face parte din, hai să spunem așa, o istorie interesantă și prin care s-au făcut tot felul de, s-au utilizat tot felul de lucruri. Ideea cu foarfeca pe care a tăiat-o Emil Constantinescu sau altcineva, firul roșu, este aberant. Nu există niciun fir roșu. Deci asta este adevărul. Bine, mulțumesc. Mergem mai departe. Da, sper că tot o întrebare. Ați fost ministru de externe nu odată, ci de 5 ori, în guvernul Văcăroiu, mandat plin, în perioada 92-96, după care ați avut același portofoliu în guvernele Ponta, Grindeanu, Tudose și Dăncilă. Datorită dumneavoastră, România a devenit în 1994 prima țară din Europa Centrală și de Est care a aderat la Parteneriatul pentru Pace, o mișcare care a precedat integrarea în NATO, și tot dumneavoastră, ca șef al diplomației române, ați depus pe 22 iunie 1995 la Paris cererea oficială de aderare a României la Uniunea Europeană. Ați rămas în istorie și ca artizan al tratatului de bună înțelegere și bună vecinătate România-Ungaria. Urmează întrebarea. Care este cea mai mare reușită a ministrului de externe Teodor Meleșcan? Nu, sunt foarte multe reușite și asta nu înseamnă că se datorează domnului Meleșcanu neapărat, ci faptului că exista o situație în care noi puteam să facem niște lucruri care să ne apropie de Uniunea Europeană și de NATO și să aderăm la NATO și la Uniunea Europeană. Trebuie să într-adevăr, în 1994, în iarnă, partenerul nostru strategic de pe vremea aceea mi-au adresat rugămintea să fim țara care semnează Parteneriatul pentru Pace, întrucât celelalte țări din Europa Centrală și de Est nu vroiau, considerau că acest Parteneriat pentru Pace este un fel de anticameră care întârzie admiterea lor în NATO ca atare. Și în consecință am discutat foarte serios, am primit asigurările cele mai sigure care se pot face într-o asemenea situație și într-adevăr am fost, mă rog, ministru de externe care am semnat Parteneriatul pentru Pace în ianuarie, cred că a fost 1994. În plus, dacă vreți să vorbim de Uniunea Europeană, sigur că admiterea, prezentarea la Paris, la ministrul de externe, a cererii noastre de a deveni membri ai Uniunii Europene, a fost un prim pas care fusese precedat de altfel de încheierea unor acorduri de liber schimb între România și Uniunea Europeană. Dar asta era deja o treaptă directă care ducea la ideea extinderii Uniunii Europene și includerii a României în Uniunea Europeană. Astea au fost lucrurile care s-au întâmplat. Sigur că dacă vreți să spuneți ceva, eu personal, mai dau având puțin în vedere că sunt din Munții Apuseni, sunt ardelean. Pentru mine, într-adevăr, cel mai istoric lucru pe care l-am făcut a fost tratatul de prietenie și colaborare cu Ungaria, unde pentru prima oară în istoria relațiilor dintre Ungaria și România, pentru prima oară au fost recunoscute frontierele dintre Ungaria și România. Cred că merită, într-adevăr, să ne gândim la lucrurile astea. Mulțumesc. Continuăm. Dincolo de această imagine distinsă și sobră pe care o afișați, puțin știu că aveți un umor cu totul special. Am să le ofer telespectatorilor mei câteva exemple. Vă citez. Când o fată mare spune nu, înseamnă se poate. Când spune se poate, înseamnă da. Iar dacă spune da, nu mai e fată mare. La diplomat este exact invers. Când spune da, înseamnă se poate. Când spune se poate, înseamnă nu. Iar când spune nu, nu mai e diplomat. În 2008, când ați fost numit ministru interimar al justiției, o numire care la vremea aceea am văzut nu v-a entuziasmat, ați spus următorul banc.
Întrebare la Radio Erevan. Poți să stai cu fundul gol pe un arici? Da. Dacă ariciul e proaspăt bărbierit sau dacă e sarcină de partid. Desigur, mă refer la mine ca ministru interimar la justiție, pentru că în cazul meu ariciul nu e bărbierit. Și închei cu un alt răspuns pe care l-ați dat în 2014 jurnaliștilor când ați fost întrebat de riscurile din zona Mării Negre. Ați spus așa: am să vă spun cinstit că pericolul cel mai important pe care îl văd eu acum la Marea Neagră este înecul, pentru că apa este foarte rece și trebuie să fim atenți când intrăm în apă. Vreau să-mi spuneți dacă în timpul negocierilor dintre diplomați se fac glume și care este rolul lor. Urmează întrebarea. Ce bancuri spune Teodor Meleșcanu diplomaților? Nu le-am spus diplomaților decât primul banc pe care l-ați menționat, tocmai pentru a le da ideea foarte clară că un diplomat nu își poate permite să spună nu dacă nu are niciun fel de sprijin, de susținere. Dar îmi resigur că sunt un om care iubește viața în general, îmi place să mai spun și bancuri și le mai spun câteodată și altora. Vreau să vă spun că această parabolă cu fata mare și cu diplomatul, am spus-o și unor și studenților de la SNSPA și am primit peste 20 sau 30 de pe mail să spunem cum e, că am auzit că a spus ceva de cum a spus. Deci nu era o chestiune care să afecteze diplomația, dar dimpotrivă. Trebuie să înțeleagă că niciodată nu trebuie să spui nu de la bun început. Caută să găsești o soluție, tocmai pentru că de aceea ești diplomat și nu spui nu direct. Dar un banc îmi spuneți? O să vă spun cu altă ocazie, la următoarea întrebare roșie. Bine, mergem. Îmi pare rău că n-am acum o întrebare roșie. Dar, continuăm. Ați avut o relație aparte cu fostul președinte Ion Iliescu. Primul partid în care v-ați înscris după Revoluție a fost PDSR-ul, înființat chiar de Ion Iliescu. Primul mandat în fruntea Ministerului de Externe a fost între 92-96, când Ion Iliescu era președinte al României. La alegerile prezidențiale din 1996, relația cu fostul președinte era una apropiată, încât i-ați fost prim consilier în campania electorală. Cu toate acestea, în 1997, după ce Ion Iliescu a pierdut alegerile prezidențiale în fața lui Emil Constantinescu, ați decis să vă rupeți de PDSR și v-ați creat propriul partid, Alianța pentru România, și erați încă senator social-democrat în funcție. Atunci, Ion Iliescu a spus despre formațiunea dumneavoastră că nu are identitate proprie, iar dumneavoastră i-ați răspuns, vă citez: aprecierile făcute la adresa Alianței pentru România se înscriu în suita gafelor și atitudinilor pripite obișnuite la președintele PDSR. Ion Iliescu este invidios. La alegerile prezidențiale din 2000 ați devenit adversar politic lui Ion Iliescu și v-ați înscris în cursa pentru Cotroceni. Aș vrea să-mi spuneți dacă sunteți certat cu Ion Iliescu. Urmează întrebarea. De ce v-ați despărțit de Ion Iliescu? Aceasta e întrebarea? Uh-huh. Nu ne-am despărțit pentru un lucru foarte simplu. Eu am considerat că era nevoie la acea dată, din păcate aici m-am înșelat că am fost prea repede am intrat, am considerat că e nevoie de un alt partid social-liberal care să împreuneze, dacă vreți, și ideile socialiste și ideile liberale, și atunci am considerat că e bine să încercăm să facem un partid nou care să ofere tinerilor posibilitatea de a intra în politică. Toate aceste partide istorice care erau anchilozate, nu puteai să progresezi. În timp ce, dacă făceam un partid nou, cum l-am și făcut, reușeai, într-adevăr, să oferi unor multitudini de oameni de a intra în politică. Altfel, n-aveau cum să intre în politică. Partidele sunt foarte închise. Ăsta este adevărul. Și atunci, sigur că nu a fost prea plăcut faptul că am la alegerile locale Partidul Alianța pentru România a făcut 17%, iar Partidul Național Liberal 12%. Sigur că după aceea nu am reușit mai mult,
înseamnă că m-am pripit. Atunci probabil trebuia să mai lasă să se așeze timpul. Dar îmi face o plăcere deosebită să spun că peste 1500 de oameni au fost aleși pe listele Partidului Alianța pentru România la nivel local și la nivelul Parlamentului și care sunt și astăzi parlamentari, senatori sau deputați. Nu am avut nimic cu președintele Ion Iliescu, dimpotrivă în fiecare an îl felicit cu ocazia zilei de naștere printr-un mesaj la telefon. Bine, am notat, deci că nu sunteți certați. Mergem mai departe. Ați fost membru în 6 partide. PDSR, APR, PNL, ALDE, Forța Națională, iar acum în Partidul Puterii Umaniste, patronat de Dan Voiculescu. Cu aceste partide ați fost ales de 4 ori senator și ați ocupat de 7 ori funcția de ministru, și anume 5 mandate la externe, unul la apărare, unul interimar la justiție. Anul 2020 a însemnat retragerea dumneavoastră din politică la nivel înalt, atunci când CCR v-a invalidat mandatul de președinte al Senatului, ați decis să vă dați demisia de onoare și nu ați mai participat nici la alegerile parlamentare de anul trecut. Vă citez. Niciodată nu m-am considerat un politician, ci un diplomat de carieră, în slujba României și a românilor. Deși mă țin puterile și văd că în democrații consolidate la vârsta mea poți ajunge președinte de țară, am hotărât să nu mai candidez pentru un nou mandat de parlamentar. Las locul tinerilor. Retragerea dumneavoastră din politică a fost pusă deoparte a presei pe seama faptului că, în fapt, niciun partid nu v-a oferit un loc eligibil pe listele parlamentare. Urmează întrebarea. Care este motivul real al retragerii dumneavoastră din politică? Motivul real al retragerii este faptul extrem de simplu, și anume că niciunul dintre forțele politice care intrau în perioada electorală, în campaniile electorale, nu răspundeau lucrurilor care pentru mine erau esențiale, și anume ca un partid politic să fie cu adevărat preocupat de interesele și de bunăstarea românilor. În rest, niciodată nu am fugit de undeva. Nu m-am mutat de la un partid la altul. M-am desprins din PSD, am creat Alianța pentru România, nu m-am dus la altcineva, am creat-o eu, am făcut după aceea o fuziune cu Partidul Național Liberal, o perioadă îndelungată de timp prin care am avut și niște poziții de senator în Prahova, am fost de 4 ori senator, dar până la urmă, sigur că aș fi dorit să găsesc o cale care să permită într-adevăr să miște lucrurile în direcția bună. Din păcate nu am găsit așa ceva, dar sigur în calitate de consilier și de, dacă vreți, de profesor, întotdeauna ofer cu mare prietenie idei și gânduri. Nu știu dacă se vor realiza sau dacă vor fi luate în vedere. Deci nu mai credeți niciunul din partidele de pe șichierul politic de acum? Data trecută, da, nu am văzut într-adevăr o idee sau o abordare cu adevărat legată de interesele oamenilor și nu altceva. Bine, mergem cu întrebare roșie. Ați fost unul dintre apropiații omului de afaceri Dinu Patriciu. V-a fost coleg de partid în PNL, iar în perioada 2003-2004 ați deținut funcția de administrator al grupului Rompetrol S.A., condus de acesta, poziție pe care ați ocupat-o după ce aveați deja în portofoliu funcțiile de ministru de externe, președinte al Comisiei pentru Afaceri Externe în Senatul României și reprezentant la adunarea parlamentară a Consiliului Europei. Ați demisionat din echipa lui Dinu Patriciu ca să puteți candida la parlamentarele din 2004. La plecarea noastră din Rompetrol, Dinu Patriciu a declarat, îl citez, Meleșcanu ne-a ajutat foarte mult în expansiunea operațiunilor noastre în Bulgaria, Albania și Macedonia. Motivul cooptării lui a fost tocmai cunoașterea politicii externe a acestor state, a oamenilor din administrațiile publice de acolo și a mediului local. Aș vrea să-mi spuneți, câți bani ați câștigat ca angajat al lui Dinu Patriciu? Urmează întrebarea roșie. V-ați pus relațiile diplomatice în slujba lui Dinu Patriciu? Nu, în perioada respectivă nu eram în Ministerul de Externe.
nici, nu eram nici politician, eram pur și simplu un... Fost ministru de externe. Nu, fost ministru de externe, dacă vreți, dar care era un avocat. Și am fost avocatul lui din partea, n-am fost administrator, am fost avocat, am avut un birou de avocatură cu care am lucrat și cu, și cu Dinu Patriciu. Recunosc însă că în această perioadă am avut posibilitatea de a ajunge împreună cu, cu Dinu Patriciu la oameni importanți din zona noastră, pentru că, nu știu cum era dumneavoastră, dar la mine vă spun că lucrurile sunt clare. Când vorbim de energie și de petrol, nu este vorba de, de discuții. Este vorba de securitate internațională. Și lucrurile astea mi-au ajutat foarte mult și sper că am ajutat și compania respectivă. Banii nu pot să vă spun, dar nu cred că a depășit 700-800 de euro pe lună pentru cabinetul meu de avocatură. Bine, domnule Merdeșcan. Nu insist, iau de bun ce îmi spuneți dumneavoastră. Da, eu cu mare plăcere vă spun. Bine. Continuăm. În 2008, în ianuarie 2008, când erați ministrul apărării în guvernul Tăriceanu, președintele Traian Băsescu v-a numit interimar și la justiție. La scurt timp după numire, Traian Băsescu v-a cerut să aprobați începerea urmăririi penale pentru numai puțin de 8 miniștri sau foști miniștri la vremea aceea. Dumneavoastră a susținut însă că documentația pe baza căreia președintele vroia să dea aviz pentru începerea urmăririi penale era incompletă. Așa că în loc să trimiteți dosarul semnat la parchet, l-ați returnat la Cotroceni, fără niciun aviz. Decizia dumneavoastră a declanșat furia lui Traian Băsescu, care v-a trimis o scrisoare la Ministerul Justiției, din care citez: stimate domnule ministru, am luat act cu îngrijorare de refuzul dumneavoastră de a transmite cererile mele pentru începerea urmăririi penale a foștilor și actualilor miniștri Adrian Năstase, Miron Mitrea, Victor Babiuc, Jorn Noghi, Tudor Chioriu, Paul Păcuraru, Codruț Sere și Decebal Traian Remeș. Vă atrag atenția că nu aveți atribuții privind verificarea legalității actelor președintelui, ci doar verificarea legalității actelor guvernului. Vă atenționez că, în caz contrar, ați săvârși un abuz în serviciu. Colegii dumneavoastră liberali au susținut că fostul președinte va fi adus injurii în timpul unei discuții telefonice. Nu ați confirmat, dar nici nu ați respins categoric aceste dezvăluiri. Eu nu vă întreb cât de urât v-a vorbit Traian Băsescu, în schimb vreau să știu de unde ați avut curajul să vă opuneți fostului președinte. Urmează întrebarea: a vrut Traian Băsescu să își trimită adversarii la închisoare cu ajutorul dumneavoastră? E posibil să fi avut această idee, nu știu. Am îndoială că s-a întâmplat în timpul de 45 de zile în care am fost ministru de justiție, dar ceea ce îmi aduc aminte este că la un moment dat a transmis mai multe dosare sigilate la Ministerul Justiției și mi-au cerut să aprob începerea urmăririi penale. Eu am spus un singur lucru: dați, permiteți să mă uit în dosarele respective. Și a spus nu, totul este sigilat, e într-o cutie, nu aveți voie să o deschideți și doar să o trimiteți. Eu am trimis-o înapoi. Deci asta a fost tot. N-a fost nicio înjurătură și de, mă rog, probabil că sunt floricele și astea, da? Mă rog. Da, trecem cu vederea, da. Bine, deci dumneavoastră a trimis cutiile înapoi la președinție, nu, exact, la parchet. Exact. Unde trebuia să le trimiteți... Nu sunt sigur, s-ar putea să le fi trimis la parchet, dar eu știu că le-am trimis în principiu la președinție. Și întrebarea era de unde ați avut curajul să vă opuneți lui Traian Băsescu. Știți ce se întâmplă? Eu sunt pe picioarele mele de la 12 ani orfan, așa că sunt gata să mă bat cu oricine, n-am nicio problemă. Dar evit mai ales. Diplomat sunteți, domnule ministru. Mulțumesc. Continuăm cu o întrebare roșie. Începusem să am probleme, dar nu mai e întrebare roșie, nimic. La 4 ani după acest episod. Da. În 2012, Traian Băsescu v-a numit brusc șef al Serviciului de Informații Externe, șef SIE.
Doi ani mai târziu, în campania pentru alegerile prezidențiale din 2014, același Traian Băsescu v-a cerut să dezvăluiți numele ofițerilor acoperiți din guvern după ce l-acuzase pe Victor Ponta că a fost agent acoperit în perioada 1997-2001. Ați refuzat cererea președintelui Băsescu și ați invocat o hotărâre de guvern pe care chiar dumneavoastră ați inițiat-o cu un an înainte și care fusese semnată chiar de premierul în funcție Victor Ponta. Vorbim de un document care a secretizat numele tuturor agenților acoperiți din SIE. A urmat, deci, un alt scandal cu fostul președinte Traian Băsescu, care v-a acuzat că ați vrut să scoateți Serviciul de Informații Externe de sub controlul democratic al Parlamentului și v-a amenințat cu demiterea din fruntea SIE. Urmează întrebarea roșie. V-ați folosit de funcția de director SIE ca să ștergeți urmele agenților din politică? Nu, pentru că dacă e vorba de agenții sub acoperire, nu-i cunosc și nu le știu numele și nu știu cine sunt persoanele respective. Mai mult vreau să vă spun că, potrivit legii, descoperirea unui ofițer de informații este faptă penală. I-am făcut domnului președinte Traian Băsescu o scrisoare în care i-am spus, i-am prezentat toate documentele, mă rog, de fapt prevederile legale, potrivit căreia eu nu am legătură cu ofițerii care sunt acoperiți sau neacoperiți decât pe cale ierarhică. Cei neacoperiți nu îi știe nimeni decât o persoană care l-au luat în primire. Dar nu știu nici directori din sau, mă rog, șef de servicii din SIE. Pentru că altfel ar fi, cum să vă spun, o mascaradă cu ceea ce înseamnă agenți acoperiți, dacă toată lumea ar ști. Și am trimis nu o scrisoare, dânsul mi-a răspuns, am mai trimis o a doua scrisoare în care am mai dezvoltat elementele astea care se referă la modul de funcționare a serviciului. A cerut încă o dată, deci scrisoarea a treia, trei scrisori am trimis la președintele Traian Băsescu. Ultima oară m-am dus personal cu adresa respectivă, cu tot respectul, și mi-a spus dacă sunt probleme, din punctul meu de vedere, demisia e pe masă. Asta a fost tot. Bine. Continuăm. În campania din 2014 l-ați ajutat pe Victor Ponta atunci când Traian Băsescu l-a acuzat că a fost agent acoperit, spunând că nu puteți confirma această informație decât peste 30 de ani. Da. Vă citesc. Vă spun foarte clar că la plecarea din serviciu, orice ofițer care a activat în SIE semnează un angajament prin care se obligă să nu deconspire nici calitatea, nici sediile, nici foștii colegi, nici operațiunile la care a participat timp de 30 de ani. Replica lui Traian Băsescu la explicația dumneavoastră a fost, îl citez, relația lui Meleșcanu cu socrul lui Ponta, cu Ilie Sârbu, a făcut ca Meleșcanu să pună mai presus interesul de a-l proteja pe Ponta. Și alți lideri politici v-au acuzat că ați inițiat și a susținut această hotărâre de guvern din 2013 în care au fost secretizate numele ofițerilor acoperiți, tot pentru a-l proteja pe Victor Ponta. Vreau să știu, dacă apropierea de Victor Ponta este datorată relației de prietenie pe care o aveți cu socrul său, cu Ilie Sârbu, sau dacă ați avut ordin din partea structurii de informații să îl protejați pe fostul premier. Urmează întrebarea. Este Victor Ponta ofițer acoperit? Habar n-am, nu știu și nici nu mă interesează. Ce pot să vă spun este că, într-adevăr, Victor Ponta era în campania electorală atunci. În rest, nu am ce să vă spun. Dacă unii zic că a fost vreodată, n-a fost, habar nu am, nu ține de atribuțiile directorului de la Serviciul de Informații Externe. Asta ca să știți. Sigur, încă o dată vă spun, asta nu înseamnă că nu există niște legături. Iar în ceea ce privește... Legături cu cine?
în ceea ce privește cu socru, cu domnul Sârbu. Cu domnul Sârbu am fost colegi în Parlament, dar niciodată nu pot să spun că am fost prieteni. Și nu pot să... Nu știu dacă e bine puteți, să cum? Vorbim, dar eu personal am avut o discuție cu Victor Ponta și cu socrul său la Vila Lacunu, în care i-am spus foarte clar și deschis că nu poate să câștige alegeri, nu poate să fie ales, pentru că lucrurile stau altfel și nu se pot rezolva în alt mod. Atât a fost singura dată când am avut o discuție între ei. Am exprimat un punct de vedere care nu era un punct de vedere personal doar, ci un punct de vedere care era rezultatul unor informații din toate părțile. Deci dumneavoastră ca șef SIA a știut că Victor Ponta nu avea să câștige alegerile prezidențiale. Da. Și i-ați spus. Da. Am spus că nu ar fi bine. Da. Nu, că nu sunt probleme, că vom merge înainte. Ok, eu mi-am făcut datoria. Vă mai dau timp. A spus că nu era bine. De ce nu era bine? Ce anume? Să candideze. Așa mi-a spus că i-a spus lui Victor. Nu, i-a spus că nu e bine să candideze pentru că nu va putea să câștige. De ce nu va putea să câștige? Ce informații aveți? Asta sunt informațiile mele, da. Dar nu sunt pentru televizor, da. Bine, gata. Ne-am lămurit. Mergem mai departe. Presa a scris că dumneavoastră și Traian Băsescu ați fost prinși așa de-a lungul anilor într-un adevărat tango politic. Un prim exemplu este episodul din timpul campaniei prezidențiale din 2009, când adversarii politici au scos la iveală imagini în care Traian Băsescu părea că lovește un copil. Chiar dacă erați în opoziție, ați preferat să nu confirmați acuzația care îi se aducea, spunând că nu ați văzut exact ce s-a întâmplat, deși erați pe aceeași scenă. Această apropiere de Traian Băsescu, care la un moment dat a culminat cu numirea noastră în fruntea SIE, i-a enervat pe mulți colegi din PNL, mai ales că poziția partidului era una antiprezidențială. În 2011, Crin Antonescu, președintele PNL de atunci, spunea așa: domnul Meleșcanu ne explică modul în care se poate coabita cu Băsescu, taman că noi murim de gât cu Băsescu. În calitate de președinte al PNL, voi cere excluderea domnului Meleșcanu din motive lesne de înțeles. Meleșcanu poate coabita cu Băsescu din afara PNL. Ca tipologii, dumneavoastră și fostul președinte, sunteți doi politicieni total diferiți, unul diplomat, celălalt extrem de impulsiv. Singurul lucru pe care amândoi îl aveți în comun pare să fie acuzația că atât dumneavoastră cât și fostul președinte ați avea o relație specială cu serviciile de informații. Urmează întrebarea. Da. Vă este Traian Băsescu adversar politic sau prieten sub acoperire? Nu mi-e niciun caz adversar politic. Președintele Traian Băsescu și-a încheiat cariera de președinte cu două mandate, deci nu se poate pune problema de a intra în competiție cu dânsul. Pentru rest, picanteriile astea cu prieteniile, așa, nu au rost. Dacă erau, acum între noi vorbim deschiși, dacă într-adevăr era ceva de acest tip, păi asta să le face CNSAS-ul, care știe să facă lucrările astea. Deci nu am avut niciun fel de legătură cu dânsul din acest punct de vedere. Bine. Mergem mai departe. Am observat că această stăpânire de sine nu a zdobândit-o în timp, așa cum s-a întâmplat în cazul multor politicieni, ci o aveți încă din copilărie. Și o să vă spun de ce. Iată ce povestea mama dumneavoastră, o femeie de altfel de o sensibilitate cu totul aparte, spune așa: îl conduceam pe puiul mamii la gară și pentru că știa că mă apuca plânsul la despărțire, îmi spunea: vii cu mine la gară, dar să nu mă bâzâi. Avea o putere extraordinară de a mă convinge să nu plâng. Mulți ani mai târziu, când mama mi s-a confesat că are nervii slăbiți și că plânge foarte repede din orice, i-a spus așa: cum să nu ai nervii slăbiți din moment ce ai trecut prin atâtea necazuri în viață?
și mai mult, din dorința de a nu fi o povară pentru dumneavoastră, mama a preferat să muncească și după ce a împlinit vârsta legală de pensionare, a povestit, o citez, mi-a cerut puiul mamei să nu mai merg la lucru, dar eu nu l-am ascultat ca să nu aud reproșuri de la soția lui că propădesc pe cine știe ce banii pe care îi primesc de la el. Prin comparație cu această sensibilitate a mamei, am văzut că dumneavoastră încă din adolescență ați dat dovadă de multă siguranță de sine și de maturitate în gândire. Urmează întrebarea. Ce trăsături ați moștenit de la mama? De fapt, dacă așa îmi permite să fac și eu o comparație, cel care m-a influențat cel mai mult și care m-a crescut, a fost aproape ca tatăl meu care decedase, e vorba de bunicul meu, un om foarte așezat, extrem de serios, muncitor și care a trecut prin două războaie, războiul 1 mondial și războiul 2 mondial, un om care avea în gena lui și cred că eu undeva cred că mi-ajunge și la mine, un om care nu puteai să-l miști și care se știa că trebuie să-și ducă drumul înainte, să ia în spate toate greutățile și, dacă se poate, să le degreveze pe toți ceilalți care erau din familia lui și pe care să le preia numai ei. Același lucru l-am făcut și eu întotdeauna. Bine, continuăm. De fiecare dată când ajungeați în zona Aradului, preferați să dormiți acasă, în garsoniera mamei, care spunea așa: mă bucur foarte mult că el, atunci când este în Arad, refuză să doarmă la casa de oaspeți, puiul mamei vine mereu acasă, chiar dacă stă doar o noapte aici, iar dimineața pleacă înapoi, unde are misiuni diplomatice. Tot din spusele mamei am aflat și care erau mâncărurile noastre preferate, pe care vi le pregătea de fiecare dată când mergeați în vizită la ea: ciorbă de cartofi cu ceapă bătută, mâncăruri tradiționale de porc, așa cum sunt ele preparate în Ardeal, cremeși și gogoși umplute cu cremă. Am citit și m-a impresionat să aflu că, în ciuda funcțiilor pe care le-ați avut, mama a continuat să vă trimită toate aceste preparate la București. Iar astăzi știm, mama nu mai este. Urmează întrebarea. Ce vă amintește astăzi de mama? De mama, mă leagă foarte multe lucruri, foarte multe gânduri. De fapt, eu cu mama constituiam o familie. Nu aveam tată, nu aveam frați, nu aveam... Mama nu avea foarte multe rude. Și din această cauză, întotdeauna mi-am dorit să o ajut cu ceea ce pot eu. Astăzi spuneați de comunism, mă făceați comunism mai devreme. E sigur, și asta e. Dar vreau să vă spun că cel mai grav lucru care pentru maica mea a fost o tragedie care nu vă dați seama. Noi am avut o casă în Arad, în apropierea gării. Și pe vremea lui Ceaușescu ne-au dărâmat și nu i-au dat mamei decât o garsonieră, pentru că eram plecat la facultate și deci nu aveam drept la două camere. Deci să treci peste un asemenea moment din partea unor oameni, unor oameni care au muncit, că practic noi am făcut casa cu mâinile noastre, nu cu meșteri și cu nu știu ce, o casă extrem de modestă cu două camere. Să vezi că un om ca acesta poate să sufere atâta față de ceea ce construise și ceea ce își dorise să, unde își dorise să moară. Și întotdeauna i-am ridicat moralul spunându-i: mamă, e mult mai bine, ai apă caldă, ai... Noi nu aveam apă caldă, ai căldură, noi nu avem căldură decât la sobă și așa mai departe. Și întotdeauna am încercat să o ajut să treacă peste această chestie. Dar e un fapt care nu l-a iertat niciodată pentru perioada comunismului din România. Și nu e singura. Foarte puțin, numai cei care au trecut cu adevărat printr-o asemenea situație în care casa lor să fie demolată și transformată în spațiu verde sau să se construiască un bloc, atunci veți realiza cât de departe sunt eu de comunistul care am fost descris aici în
cărțile noastre și eu v-am întrebat. Pentru că eu am lucrat acolo. Eu am lucrat, deci am curățat cărămizile de la bombardament, le curățam și ne făceam casa. Deci astea sunt lucruri care nu le pot accepta niciodată și nu o să le accept niciodată, indiferent ce s-ar întâmpla pe viitor. Vă mai dau timp. Eu doar v-am întrebat dacă ați crezut realmente în doctrina comunistă sau pur și simplu v-ați folosit de acea situație ca să puteți să vă construiți un drum în cariera pe care v-ați dorit-o. Ca toată lumea am dorit și noi să vedem și eu să mergem spre o societate mai bună, în care oamenii să se bucure mai mult, să poată trăi mai bine. Numai că acest comunism, care este de fapt o himeră, și socialismul în general, nu a mers pe această cale. Mai mult vreau să vă spun, la ora actuală, la orele acelea când vorbeam despre ele, comunismul n-a mai avea nimic comun cu socialismul, cu oamenii, cu nu știu ce. Era pur și simplu de fapt și la nivelul nostru al României, nu era altceva decât pur și simplu o autoritate fără niciun fel de control, nici vorbă de democrație, nu era vorba de oameni și așa mai departe. Este vorba pur și simplu de o autoritate. De fapt era o modalitate de a strânge în jurul, de a avea în mâna unui singur om toate instrumentele pe care le ai. E vorba pur și simplu, nu e vorba de democrație, este vorba de pur și simplu de crearea unui sistem în care autocrat, în care nimeni nu se poate mișca fără conducătorul respectiv. Mulțumesc. Revenim. Pe roșie, nu întrebare roșie? Avem, mai stați puțin. Am aflat așa, că în deplasările dumneavoastră aveți câteva solicitări de la hotelurile la care vă cazați. În cameră nu suportați mirosul de naftalină. Vă deranjează de naftalină. Dar cine spune prostiile astea? Vă deranjează foarte tare să auziți apa picurând în baie. Și vreți să aveți mereu un covor antialunecare la ieșirea din duș. Aceste informații au fost dezvăluite de unul dintre foștii angajați agenți de pază ai familiei dumneavoastră. Acesta a mai povestit că îi cerați... Agenți de pază? Da. Păi să se asigure... Avut agenți de pază. Mă lămuriți imediat. Acesta a povestit, sunt informații care sunt în spațiu public, da. A povestit că îi cerați să se asigure că sistemul de închidere a geamurilor funcționează perfect, că nu există nimic care să vă deranjeze în timpul somnului și că aveți la dispoziție fructe în camera de hotel. Eu doar mi-am propus să aflu mai multe despre Teodor Meleșcanu, omul, atunci când nu se află în atenția publică. Urmează întrebarea. Ce tabieturi aveți, domnule Meleșcanu? Nu am niciun fel de tabieturi. Sunt un om care în orice moment, în orice oraș, în orice țară, când pun capul pe pernă, am dormit și nu mă scoală nimeni până dimineața când sună ceasul. Deci n-am niciun fel de probleme. Nu mă interesează nici miros, nici covoraș, nici altceva. Într-adevăr, și recunosc asta, așa, îmi face mare plăcere și întotdeauna am rugat, dacă se poate, să am niște fructe în cameră. Sunt mâncător de fructe. Scuzați-mă, am și eu, cum să vă spun, problemele mele, da. Tabieturile dumneavoastră. Tabieturile, dacă vreți, da. Un tabiet notăm. Mâncatul de fructe. Dar nu știu cine e, ce înseamnă aghiotantul. Ce aghiotant? Nu știu, așa am găsit aghiotant în presă. Sunt declarația unui domn care spune că a lucrat pentru dumneavoastră și a enumerat aceste solicitări pe care le aveți. Cred că le-am frumusețat foarte bine. Dar aia cu fructele e adevărat. Bine, am notat. Mergem mai departe. Tot așa, o chestiune pe care puțină lume o știe, că an la rând, când era ziua noastră de naștere, familia vă sărbătorea cu o zi înainte, pentru că de ziua dumneavoastră nu erați niciodată acasă. Vă dau un exemplu. Atunci când ați împlinit 55 de ani, ați preferat să mergeți la o partidă de vânătoare în loc să vă sărbătoriți cu aspeții acasă, pentru că, spuneau rudele, prea mulți îl felicită cu diferite interese personale. Vreau să știu dacă era modul prin care dumneavoastră reușați să evitați anumite persoane sau pur și simplu nu vă place să vă sărbătoriți ziua de naștere. Urmează întrebarea.
de ce fugiți de ziua dumneavoastră de naștere? Nu fug deloc de ziua mea de naștere, face plăcere întotdeauna, e un an în plus prin care trăiesc, dar asta nu înseamnă că întotdeauna trebuie să fac o mare paranghelie ca să invit toată lumea. Dar cine mă dorește să îmi transmită o felicitare, întotdeauna răspund. Dacă vă uitați pe telefonul meu, de exemplu, veți vedea că la fiecare om care mi-a dat un mesaj și mi-a spus la mulți ani, sau de Crăciun sau de Paște, tuturor le-am răspuns cu aceeași plăcere. În rest, astea-s povești. Asta nu știu de unde sunt cu vânătoarea și nu știu. Se poate, dacă m-am dus la vânătoare, probabil ar fi adus vreun fazan să facem o supă în casă. Da. Bine, continuăm. Ați vrut de două ori să deveniți președintele României, dar ambele încercări s-au dovedit a fi eșecuri răsunătoare. Prima dată, la alegerile din 2000, ați candidat din partea APR, partid înființat de dumneavoastră. Ați obținut atunci doar 1,9% față de 17%, procentajul cu care erați creditat în sondaje. Ați susținut că eșecul de la acele alegeri prezidențiale a fost provocat de, vă citez, lipsa de finanțare și de poziția ingrată pe care am avut-o. Ne-am plasat și împotriva Convenției Democrate și împotriva PDSR și așa am căzut între două scaune, al lui Iliescu și al lui Constantinescu. Presa a scris însă că ați pierdut atunci cursa pentru Cotroceni și din cauza faptului că nu ați pus adevărul în scandalul firului roșu despre care am vorbit deja. Da, am înțeles. Da. În 2014 ați candidat din nou la președinție, candidatură pentru care v-ați dat demisia din fruntea Serviciului de Informații Externe. Scorul dumneavoastră electoral după primul tur a fost chiar mai mic decât numărul de semnături strânse ca să vă înscrieți în cursa prezidențială ca independent. Ați obținut doar 105.000 de voturi. Urmează întrebarea: de ce nu v-au vrut românii președinte? Nu știu, trebuie să întrebați pe români, dar și eu sunt român. Ce pot să vă spun este că lucrurile sunt extrem de clare. Sigur, putem vorbi și de lipsa unor fonduri, poate și, mă rog, viziunea pe care am dorit eu să o prezint nu era de interes pentru români, dar mai mult, de fapt, e un lucru extrem de simplu, pe care nimeni nu vrea să-l spună. După alegerile locale, când am obținut 17%, între alegerile locale și alegerile parlamentare, a început o racolare foarte dură a celor care fuseseră primiți, care fuseseră pe listele APR. Foarte mulți dintre ei, câțiva dintre colegii mei care acum sunt în vârstă, dar sunt în PSD, erau în PSD, practic la nivelul unei competiții naționale, ai nevoie mai ales de sprijinul organizațiilor din teritoriu. Acest sprijin din organizațiile din teritoriu nu a existat. Practic, s-au împrăștiat care unde, pe ideea că dacă e primar să poate să obțină niște fonduri de la alții și așa mai departe. E adevărat și faptul că am căzut între două scaune, dar din punctul de vedere, să spunem, strict legat de funcționarea alegerilor, într-adevăr a fost lipsa unui sprijin foarte serios sau serios cât de cât din partea organizațiilor județene. Bine. Mulțumesc, mergem cu o întrebare roșie. Da, cu mare plăcere. În 2014 ați fost ministru de externe, într-un moment de cumpănă în istoria alegerilor prezidențiale, ați avut un mandat de doar 8 zile de această dată. Premierul de atunci, Victor Ponta, care se confrunta în turul 2 cu Klaus Iohannis, v-a numit ministru de externe cu câteva zile înainte de turul 2 al alegerilor, după scandalul iscat de haosul de la votul din diasporă, scandal care a dus la demisia ministrului de atunci al externelor, Titus Corlățean. Dumneavoastră ați încercat să rezolvați problema cozilor uriașe create la secțiile de votare, însă fără prea mult succes. Tot dumneavoastră erați ministru de externe și la alegerile europarlamentare din 26 mai 2019, când românii din diasporă au stat din nou la cozi impresionante pentru a-și exercita dreptul la vot. Domnule Meleșcanu, că a fost ministru de externe dumneavoastră și că a fost șef SIE de asemenea,
Istoria recentă ne-a demonstrat că voturile românilor din străinătate au făcut diferența, fie prin emoția creată, fie prin numărul lor. Traian Băsescu, Klaus Iohannis, sunt doi președinți de stat care așa și-au câștigat alegerile, cu ajutorul diasporei, iar mai nou, cele două formațiuni politice, USR Plus și AUR, care din nou au venit cu acest mare sprijin din partea diasporei. Acum, eu vreau să înțeleg și vă întreb cu multă curiozitate și vreau un răspuns cu mare responsabilitate din partea noastră. De ce, în ciuda evidențelor, niciun partid, indiferent de culoarea politică, nu a avut puterea sau interesul să schimbe modul de votare în străinătate? Urmează întrebarea roșie. Cine are interesul să întrețină haosul la vot în diasporă? E greu de spus. Au fost niște modificări legislative care permit votul prin corespondență. Mm-hmm. Este un al doilea element este legat de faptul că oamenii, cetățenii români, mă rog, vorbim de că nu sunt emigranți. Veniți mai aproape puțin. Da. Așa. Oamenii care trăiesc în străinătate pur și simplu nu se înregistrează la consulate pentru a avea tabelele, a ști cam câți vin la vot. Este o anumită, hai să spunem, reticență. Mergând pe ideea, dar de ce să mă scrie? Deci e devine românul din diaspora, îmi spune. Poftiți? E devine românul din diaspora. Da, românul din diaspora, despre el vorbim. El e devine că nu poate vota. Nu că este de vină. El nu vrea să se înscrie. Mm. Și atunci vine la centru de votare. Eu nu pot să am... În 8 zile mi-a spus. Da, atunci am... N-ați avut vină atunci. Nu e nicio problemă. Am făcut-o că cineva trebuia să o facă. Da. Ca să dezamorseze bomba. Dar ceea ce vreau să vă spun este lucru următor. În momentul în care nu te înscrii în registru de la consulat, nu poți să ai o statistică cam câți oameni, probabil 70, 80, 90% de nei, vin la vot. În funcție de această înscriere, se pot face secție de votare. Mai mult, la ora actuală e foarte simplu. Să facă autobuzele, pleacă de la una la alta, deci nu e nicio problemă. Deci s-au putut face asemenea lucruri. Din punctul meu de vedere, e grav de tot. Sigur că nimeni nu este foarte interesat. Dar se poate face vot prin corespondență. De ce nu se face? Păi, de asta vă întreb. De ce nu se face? Eu mă întreb pentru că de vă multe mai dau ori... Un minut. Minutul este foarte simplu. Pentru că unii stau acolo și provoacă înghesuială pentru a da o anumită direcție votului celorlalți cetățeni. La Paris și în alte părți. Asta este foarte simplu. Și vin de două, trei ori și să învârci și așa mai departe și să întind de coada. Dar elementul fundamental, încă o dată vă spun, dacă nu te înscrii la... Și nu e la noi. Vorbesc de italieni, vorbesc de francezi. Dacă nu te înscrii la consulat, oamenii nu știu pe cine trebuie să conteze. Uităm de votul prin corespondență. Deci nu se face un sistem curat de vot electronic? Asta e, nu știu, mă depășește autoritatea electorală permanentă, ăștia se ocupă. Eu nu știu cum se poate face astfel încât să fie asigurat secretul votului. Dar cred că se poate face și asta. Ce notăm la această întrebare? Cine are interes să întrețină haosul la votul în diaspora? Nu cred, Hai să le împărțim foarte direct. Deci este vorba pur și simplu de a crea un anumit val care să conducă lumea să voteze în favoarea uneia dintre sau altuia dintre... Cine creează acest val? Păi oamenii care, de exemplu, s-au dus în Marea Britanie. Cine coordonează aceste valuri? Păi astea se controlează către fiecare partid, de către... Bine. Am notat. Mergem mai departe. Tot cu o întrebare roșie. Ultimul mandat ca ministru de externe v-a condus și în fața procurorilor DNA. Anchetatorii au vrut să afle de la dumneavoastră ca martor cine l-a ajutat pe Liviu Dragnea la CEDO atunci când fostul lider PSD a încercat să mute acolo
condamnarea cu executare din dosarul referendumul, sub mandatul dumneavoastră. Agentul guvernamental al României la CEDO și care i se opusese lui Liviu Dragnea a fost înlocuit cu un apropiat al PSD, avocatul Viorel Mocanu. Acesta a schimbat procedura de apărare a României la CEDO, folosind chiar argumente invocate de avocatul lui Liviu Dragnea. Presa a considerat că situația a adus prejudicii de imagine României, iar pe treptele DNA, dumneavoastră v-ați apărat ce ați spus, potrivit legislației, agentul pentru CEDO al României este responsabil și își asumă toate responsabilitățile pentru memorandumurile pe care le face. Da, trebuie să fiu corectă și să menționez că agentul guvernamental al României la CEDO este angajat al Ministerului Afacerilor Externe cu rang de secretar de stat și este numit prin ordinul Ministrului de Externe. Ghinion. Aș vrea să-mi spuneți. Ghinion dacă, e numit de primul ministru. Aș vrea să-mi spuneți dacă decizia de înlocuire a agentului guvernamental la CEDO a adus prejudicii de imagine României. Urmează întrebarea roșie. Ați pus interesul lui Dragnea mai presus decât interesul României? Da, asta e, mă rog, e un fel de întrebare din asta cu cârlii. Haideți să fim serioși. Deci, eu am spus de la bun început și trebuie să încercați să facem lumină, să vă aduceți la zi la mine. Deci, nu este pus de ministru de externe, ci de primul ministru, de guvernul României. Guvernul României cu la nivelul subsecretar de stat sau secretar de stat este numit. Este deci așa. Numirea nu o face el ministrul, trebuie să-și ci asum... premierul. Poftiți? Numirea nu o face ministrul, ci premierul. Nu, 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 nu. O face primul ministru și cu guvernul care este acolo. Doi, în ceea ce privește imaginea României, să le fie rușine celor care scriu aceste lucruri. De ce vă spun asta? Pentru că la ora actuală România are cel mai mare număr de plângeri la CEDO dintre toate țările membre ale Uniunii Europene, cu excepția Rusiei, care s-a retras la un moment dat. Deci pot să spui că dacă noi suntem, avem probleme cu pușcăriile, avem cu toate lucrurile astea. Deci credeți că asta strică faptul că a trimis unul o hârtie sau alta? Haideți să fim serioși totuși. Între noi. Ce s-a întâmplat? Că i-a făcut un memo lui Dragnea. Da? Care și el, își apăra și el poziția. Da, să vorbim de imagine, haideți, că fiecare știe foarte bine pe unde stăm. Stăm rău de tot la CEDO. Hai. Trebuie să plătim în continuare la toți cei care au stat în condiții inumane în penitenciare și care în fiecare an Ministerul de Finanțe le amână. Haideți să lăsăm lucrurile cum se întâmplă în realitate decât așa să discutăm la întrebarea roșie. Bine, continuăm. Ultimul mandat de ministru de externe pe care l-ați deținut în guvernul Dăncilă. Nu spuneți că e ultimul. Nu se știe niciodată. Dintre cele, da, ultimul a avut, ce să facem. Domnule ministru, eu vă doresc. Mulțumesc mult, da. Dacă vă doriți și dumneavoastră ministru de externe în guvernul PNL de acum, nu, PNL-USR-UDMR, spuneți-mi că notăm acum. Nu. Mă depășește. Bine, nu mă gândeam, cine știe. A avut în centru controversa uriașă a mutării de la Tel Aviv la Ierusalim a ambasadei României din Israel. Liviu Dragnea, care era președinte PSD și președinte al Camerei Deputaților în 2018, a făcut un anunț în acest sens într-o emisiune televizată. Poziția noastră a fost clară de la bun început și a coincis cu poziția președintelui Iohannis. Ambasada României în Israel nu va fi mutată la Ierusalim până când statutul acestui oraș, disputat și de Israel și de palestinieni, nu va fi decis. În ciuda opoziției dumneavoastră, guvernul Dăncilă a adoptat în 2018 un memorandum secret în acest sens, iar un an mai târziu, premierul Dăncilă anunța mutarea ambasadei la Ierusalim în timpul unei vizite pe care o efectua la Washington. Presa a scris atunci că această decizie politică fusese inițiată de Liviu Dragnea, care avea nevoie de susținere israeliană. Cert este că anunțul făcut de premierul Dăncilă a avut consecințe pentru România, care a pierdut locul în Consiliul de Securitate al ONU, da. Regele Iordaniei și-a anulat vizita, da, programată la București, iar dumneavoastră a fost cerută demisia din funcția de ministru de externe. Urmează întrebarea.
care a fost cea mai mare criză din cariera noastră de ministru de externe? Nu am avut crize. Crizele se întâmplă tot timpul. Lucrurile nu stau pe loc. Nu vă închipuiți că toate lucrurile merg bine. Sigur că avem crize permanente, de la afganii care pleacă din Afganistan până la Liviu Dragnea și până la Ierusalim. Materialul la care vă referiți a fost elaborat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe și soluția pe care eu am propus-o a fost să deschidem un centru cultural la Ierusalim și să rămână deocamdată ambasada la Tel Aviv. Fiecare, sigur, își asumă. Nu știu ce ți-a spus, pe doamna Dăncilă ați întrebat-o. Nu știu ce ați spus, că n-am văzut emisiunea respectivă, dar asta este situația, n-a fost nimic altceva. Nu am crezut, plus că existau niște presiuni foarte mari din sânul Uniunii Europene, al NATO și altora, și în mod evident, încă o dată vă spun, pentru mine soluția a fost, și am și încercat să o promovez pe aici, pe acolo, să creăm un centru cultural al României la Ierusalim și după aceea să vedem cum vor evolua lucrurile. Bine, mergem mai departe. Dacă despre viața noastră profesională cunoaștem foarte multe lucruri, despre viața personală ați vorbit foarte puțin, avem foarte puține informații. Cu prima noastră soție, Felicia Meleșcanu, a trăit o poveste de dragoste care s-a întins pe o perioadă de 40 de ani. V-ați cunoscut în studenție și am citit că a fost dragoste la prima vedere. Primul dumneavoastră mariaj s-a sfârșit însă în cel mai tragic mod cu putință. În iarna anului 2003 erați împreună în Germania pentru a petrece sărbătorile. În noaptea 30 spre 31 decembrie, în avion, soției noastră i s-a făcut rău, a suferit un stop cardiac. Aeronava a aterizat de urgență pe cel mai apropiat aeroport, iar soția a fost transportată de urgență la spital. Ați spus atunci, nu știu ce să mai fac, mă rog în continuu ca soția mea să se ridice din patul acela, nu sunt pregătit să o pierd, nu acum, nu îmi închipui viața fără ea. În ciuda eforturilor făcute de medici, soția noastră nu și-a mai revenit niciodată din acea comă în care intrase, iar la jumătatea lunii ianuarie 2004, soția noastră a încetat din viață în spitalul din München, avea 63 de ani. Urmează întrebarea. Cum v-ați vindecat de moartea soției? Nu cred că m-am vindecat. A fost o pagină din viața mea, sau mult mai multe pagini din viața mea într-o carte mare. Sigur, am fost colegi la facultate, colegi de grupă. A dus împreună cu mine și lucrurile bune și lucrurile mai grele. Și pentru mine a fost, din punctul meu de vedere, a fost o mare plăcere să văd că a reușit câteva proiecte deosebite, cum ar fi, de exemplu, TVR România pentru românii din străinătate, care a creat-o, și multe altele, tot felul de emisiuni la care a participat. Evident că nu a apucat vremurile astea în care ziariștii pot vorbi câte în lună și în stele. Pe vremea aia era foarte strânsă, foarte strânse chingile înainte de 1989, dar bineînțeles pentru mine este o parte însemnată din viața mea și mai ales am o amintire care niciodată nu o voi pierde. Și această amintire se numește Marina Meleșcanu, profesor universitar de stomatologie, prodecan al Facultății de Stomatologie. Deci, pentru mine este într-un fel o continuare a vieții și a mamei ei și a mea. Mulțumesc! Aici continuăm și noi, așa continuăm și noi, cu Marina Meleșcanu. Despre ea au apărut informații foarte puține în presă. Știm doar că este medic stomatolog și știm că v-a susținut la un moment dat în campania electorală. Știm că la un moment dat s-a căsătorit cu omul de afaceri Peter Imre, care la fel ca noastră a fost un apropiat al lui Dinu Patriciu.
Într-un interviu, Marina Meleșcanu Imre spunea despre dumneavoastră și o citez: tata este un om deștept, echilibrat și ponderat, este părintele, modelul, prietenul meu, persoana care mă iubește necondiționat și pe care o iubesc necondiționat în această lume. Despre Marina ați povestit că v-a adus numai motive de bucurie și mi-ar plăcea să ne spuneți puțin mai multe despre relația pe care o aveți cu fiica dumneavoastră. Urmează întrebarea. Ce ați învățat de la fiica dumneavoastră de-a lungul anilor? O mare lucru nu am învățat de la ea, mai degrabă ea a învățat de la mine și dacă e vorba să învețe ceva, a fost să muncească și să reușească în viață. La fel ca și mine, nu a avut nicio șansă, nu suntem o familie sau nu avem rude, medici și așa mai departe. Tot așa cum, sigur, de la minele de aur până la tricoul roșu, iar nu pot să spui că am pe cineva care m-a ajutat. Dar este un om care a reușit să facă într-adevăr ceea ce își dorește să facă. Foarte ambițioasă, extrem de muncitoare, lucrează pe lângă funcțiile pe care le are la facultate, are și un cabinet dentar, nu pot să vă spun ca să nu facem reclamă, da? Așa. Și este un om deosebit pe care dintr-o bucată. Câteodată, mă rog, mai este și ea mai supărată de un lucru sau altul, dar întotdeauna a trecut peste orice lucruri grele pe care le-a avut și ea. Și mie mi-a fost greu. Dar ei, pentru că și ea a fost cu noi atunci când a murit, mama ei a fost la capul ei, deci și ea a trecut prin lucruri foarte grele și a rămas până la urmă o tânără fără o mamă care să o ajute, să o dirigeze în viață, să aibă cu cine vorbi, dar în mare măsură am reușit să nu să o înlocuiesc pe mama ei, dar pur și simplu să stăm de vorbă ori de câte ori ea a simțit nevoia asta. Mulțumesc. Continuăm. În 2009 v-ați recăsătorit, locuiți acum cu Viorica Meleșcanu în vila din Chiajna și ați continuat să păstrați, evident, discreția totală în ceea ce privește viața privată. Soția dumneavoastră a apărut în presă o singură dată, în 2014, pe vremea când erați ministru de externe și ați primit la București vizita unui maestru promotor al budismului tibetan. Da. În rest, doamna Meleșcanu nu apare în imaginile surprinse la întâlnirile oficiale pe care le-ați avut ca senator, ministru sau nici măcar atunci când ați candidat la președinție. Acum aș vrea să ne spuneți cum v-ați cunoscut a doua soție și să-mi spuneți mai mult despre această poveste care vă leagă. Urmează întrebarea. Cum ați cucerit-o pe actuala parteneră de viață? Ba, nu e vorba de o cucerire, e vorba de un om care are foarte multă modestie, extrem de inteligentă, foarte muncitoare și care s-a hotărât să mă sprijine prin tot ceea ce am putut eu să fac în politică și în activitatea publică și așa mai departe. Deci a fost și este, de fapt, stâlpul cel mai important pe care l-am la ora actuală. Fata mea s-a măritat, are propria familie, dar persoana care cu adevărat m-a ajutat și mi-este întotdeauna alături este Vicky Viorica. Sunt ia câtă 15 ani, de 17 ani a murit soția mea, de 15 ani ne-am căsătorit și lucrurile au mers înainte. Este un om modest, de meserie profesoară de engleză, mă mai ajută pe la texte și așa mai departe. Deci e un lucru normal. Are și un băiat care s-a căsătorit cu doi nepoți, care îi consider și pe ei ca nepoții mei, pur și simplu. Și ei simt la fel că sunt un fel de bunic pentru nepoții respectivi. Da. Bine, am notat, mergem cu o întrebare roșie. În iunie 2019, atunci când dumneavoastră conduceați încă diplomația română, o numire făcută de la vârful Ministerului de Externe a determinat presa să vă încadreze
în categoria politicienilor care practică nepotismul. Așa. Un profesor universitar și fost ambasador al României în Maroc și Portugalia a depus o plângere pe numele dumneavoastră. Are vreo 200 de plângeri. Sub acuzația că l-ați numit pe fiul dumneavoastră Victreg în funcția de consul general la Strasburg. Este vorba despre fiul soției dumneavoastră, așa, Sorin Adrian Părbulescu. Numirea a fost făcută prin hotărâre de guvern, semnată de premierul Dăncilă, contrasemnată de dumneavoastră. Da. Din cauza acestui scandal, însă, fiul dumneavoastră Vitreg a decis să nu mai plece la post, iar parchetul general a decis să declanșeze urmărirea penală asupra faptelor de abuz în serviciu și conflict de interese, dar cazul a fost clasat anul trecut, iar în motivarea instanței se arată că anchetatorii au avut indicii că s-ar fi comis infracțiunile respective, dar nu au identificat autorul faptelor. Urmează întrebarea roșie. De câte ori ați pus pile pentru apropiații dumneavoastră? Dacă vă referiți la domnul Părvulescu, la care face obiectul discuției noastre de astăzi, vreau să vă spun că el a fost recrutat, să zic, de Ministerul Afacerilor Externe într-o perioadă în care nu eram ministru al Afacerilor Externe, ca să fie foarte clar. A fost trimis la Cahul, dacă vă spune ceva, unul dintre cele mai grele consulate din Republica Moldova, după care a fost trimis la Luxemburg și a treia oară, în mod normal, avea deja o experiență, au fost mai multe propuneri și a figurat și el pe aceste liste de propuneri, inclusiv, până la urmă, prin adoptarea unei decizii de către primul ministru pentru postul de la Strasburg, de consul general. Ei, domnul respectiv are vreo 600 de plângeri pe la DNA, din Timișoara, știu foarte bine, îl cunosc. În momentul în care el a deschis gura, cel care a hotărât să deschidă toată problema, băiatul, recunosc și respect faptul că a spus: nu mă interesează nimic să mă duc acolo, n-am nevoie de nimic, nu vreau să creez niciun fel de dificultăți sau să se creadă că, mă rog, tatăl Vitreg m-a trimis pe mine la Strasburg. Deci nu există niciun fel de, hai să spunem, de dubiu că el nu a plecat niciunde din țară și s-a retras din poziția de consul și de consul general. Tocmai pentru a opri discuțiile. Bine, mergem mai departe. Puțină lume știe că dumneavoastră ați fost cel care s-a opus înlocuirii termenului de țigan cu rom în documentele oficiale ale statului român. În 1993, adunarea parlamentară a Consiliului Europei a recomandat tuturor țărilor să folosească în documentele oficiale pentru această comunitate termenul romă. Dumneavoastră ați înaintat un memorandum premierului Văcăroiu în care ați spus așa, citez: atrag atenția asupra pericolului de a fi confundați, lucru care ne va crea o mare problemă. Pe pașapoartele românești exista vocabula rom înaintea numelui titularului pașaportului, corect, care evident vine de la România. În plus, majoritatea societăților cu capital de stat conțin în titulatură particula rom. Presa vremii a calificat argumentele dumneavoastră ca fiind xenofobie și rasiste. Cu toate acestea, câțiva ani mai târziu, în presă au apărut informații că dumneavoastră ați fi nașul de botez al unui copil rom. Îl citez pe regele Cioabă. Și oameni politici foarte mari sunt nași la copiii noștri, de exemplu la un verișor de-al nostru care este de la Caracal, a botezat domnul Meleșcanu cu doamna Felicia Meleșcanu. Da. Din cele așezate în presă, înțeleg așadar că ați refuzat înlocuirea termenului de țigan cu rom, nu pentru că ați avea ceva împotriva comunității rome, ci pentru a apăra România de o posibilă confuzie. Vreau să-mi spuneți dacă într-adevăr a avut de pierdut România pentru că s-a înlocuit termenul de țigan cu cel de rom. Urmează întrebarea. Ați botezat un copil din familia regelui Cioabă? Nu e chiar din familia regelui Ceabă, dar de la un bulibașă, din Caracal, da, așa.
Haideți să spun foarte direct. Mă rog. Pentru mine, problema cea mai delicată este datorată faptului că între România și romi se face aproape o sudură automată. Foarte mulți dintre romi au probleme. Mulți dintre ei mai au pe aici, pe acolo, o altă problemă. Ceea ce am încercat să găsesc ca o, să spunem, o cale de mijloc, este eventual să nu se scrie rom, ci r cu doi de r. R om romi, dar cu doi de r, tocmai pentru a nu crea confuzii în documente și în alte firmele. Petrom, Tarom, toate nebunile sunt cu rom. Dar până la urmă am ajuns la concluzia că important este altceva. În loc să le spunem că sunt romi sau sunt țigani, important este un singur lucru. Și nimeni, din păcate, am încercat și eu să fac câte ceva, dar nu am reușit. E nevoie ca pentru copiii romi să li se asigure educația de la școală. Dacă ei nu merg la școală. Deci toate sunt tot felul de organizații din astea, NGO-uri care iau bani, Uniunea Europeană trimite bani. Dar lucrurile nu se schimbă dacă vă uitați foarte bine. Mai mult chiar apar niște familii foarte dure, chiar prin București sau prin alte părți. Deci nu sunt probleme. Deci problema fundamentală a romilor aici în România este faptul că nu merg toți copiii la școală. Copilul care face școala, care este educat, nu are niciun fel de diferență între noi. E la fel ca mine. Noi avem ambasadori. Eu am propus ambasadori romi și sunt. Avem romi în Ministerul de Externe. Foarte eu am botezat-o pe Felicia, că i-a pus numele soției. Deci nu e nicio problemă, dar cu o singură condiție. Ca să fie educați. În momentul ăla poți facă orice, la fel cum am pornit și eu de jos, de oriunde. Bine. Mergem cu o întrebare roșie. Iarăși? Păi da, abia trecuși. Eu v-am spus că avem întrebări roșii, nu m-ați crezut. În 2005, cotidianul american Washington Post a scris că mai multe state europene, printre care și România, ar fi găzduit din 2003 până în 2005... Nu e adevărat. Centre secrete de detenție CIA. În astfel de locuri, persoane acuzate de terorism ar fi fost torturate, încălcându-se astfel toate legile internaționale privind drepturile omului. La o lună de la aceste dezvăluiri, în Parlamentul României a fost înființată o comisie de anchetă. Ați fost membru în această comisie, ați negat existența acestor centre secrete de detenție CIA pe teritoriul țării noastre. După o anchetă internațională de proporții, CEDO a stabilit că în România a existat totuși un astfel de centru care s-ar fi aflat chiar în capitală, în zona Griviței. Mai mult, țara noastră ar fi primit de la autoritățile americane o sumă pe care CEDO a estimat-o la 10 milioane de dolari în schimbul înființării și asigurării unui astfel de centru. Ca fost director SIE, ca fost ministru al apărării, fost ministru interimar al justiției și fost ministru de externe, vreau să-mi spuneți. Urmează întrebarea roșie. Mai există centre de detenție CIA în România? Nu am știut niciodată de existența unui centru de acest tip în România. Mai mult, în perioada în care eram senator, am făcut parte dintr-o comisie care să se ocupe de problemele legate de așa zisele centre de detenție. Împreună cu domnul George Maior, care era, cred că, președinte, cu madame, o colegă care, o să îmi aduc eu aminte, și încă vreo doi. Am mers cu ei, deci ca să fie foarte clar, am mers cu ei în toate părțile. Deci ne-am dus la aeroport, ne-am dus la diverse instituții. Nimeni, de la nimeni, nu am primit o hârtie sau o idee că s-ar putea să fie acolo. Și
acest raport care s-a făcut la nivelul Senatului a fost trimis și la nivelul Uniunii Europene. Acum, în ce măsură, știu că e o personalitate, un arab ceva care a obținut anumite avantaje, dar vă asigur că la ora actuală nimeni din România nu vă poate spune că aici au avut loc în țară centre de detenție. Românii nu au făcut acest lucru. Asta îl știu și pot să spun. Că o fi fost ceva, s-o fi întâmplat, habar n-am. Dar oricum nu am auzit niciodată și chiar dacă am căutat să găsim o soluție sau să vedem o cale care să ne deschidă probabil anumite posibilități, nu a fost niciodată cazul. Bine. Mergem mai departe. Deși au existat în presă voci care au subliniat relația specială pe care ați avea-o cu Federația Rusă, dumneavoastră în 2018 ați făcut o declarație sensibilă, vă citez. În România se simte o foarte solidă prezență a spionajului rusesc. Ați făcut această afirmație la scurt timp după ce un fost spion rus și fiica acestuia au fost otrăviți cu novicioc pe teritoriul Marii Britanii, în ceea ce presa a numit o demonstrație de forță din partea serviciilor secrete ruse. După acel incident, inclusiv România, mai multe state, inclusiv România, au expulzat diplomații ruși din diferite cauze. Chiar și anul trecut, autoritățile române l-au declarat persoana non grata pe agentul atașatului militar rus la București, motivând că acțiunile acestuia contravin convențiile la Viena privind relațiile diplomatice. România a recurs, deci, la aceste acțiuni concrete, în contextul în care presa a scris și scrie că serviciile secrete românești sunt mai implicate în jocuri politice interne, la cel mai înalt nivel, decât în acțiuni care vizează siguranța noastră ca stat și aș vrea să lămurim acest subiect, urmează întrebarea. Cât de eficiente mai sunt astăzi serviciile române de informații? Vreau să vă spun foarte direct. După evenimentele din 1989, a avut loc o schimbare masivă în ceea ce privește și funcționarea serviciilor informații externe și SRI și în același timp a fost o perioadă foarte importantă prin care un număr mare de ofițeri angajați, acoperiți au trebuit să părăsească serviciile respective. Dacă e cu adevărat să spunem cinstit și atunci când vorbim de domnul Helvic la SRI sau când putem vorbi de domnul Vlase la SIE, la cei care am mai fost și noi pe acolo, vă asigurăm că la ora actuală cele două servicii, în special Serviciul Român de Informații, sunt extrem de bine aranjate la ora actuală. Își fac lucrurile cum trebuie, sunt oameni cu experiență foarte mare, sunt sub supravegherea o comisie mixte a Senatului și a Camerei României. Mai mult chiar există o promovare foarte rapidă de tineri pentru că pe baza unei legi cu pensiile ieșeau mult mai rapid. Deci există într-adevăr sunt două servicii extrem de bine puse la punct. Mai mult, eu nu pot vorbi pentru toți. SRI și SIE. Vă spun că în perioada în care am fost director la SIE, nu a existat altceva decât respectarea foarte mare a serviciilor noastre. Mai mult, la nivelul Uniunii Europene sau NATO, vorbesc de SIE acum, eram pe locul 2 din punct de vedere a calității informărilor pe care le aveam. Deci, din punctul ăsta de vedere, chiar nu cred că putem vorbi despre altceva decât despre, într-adevăr, o activitate care nu e întotdeauna foarte vizibilă sau nu e întotdeauna foarte lăudată de unii nici sau ce. Să fie. Dar nici deci nu trebuie să fie. Deci avem de informații puternice. Foarte puternice. Mulțumesc. Mergem mai departe. E foarte important pentru noi ca stat.
În momentul în care ați fost întrebat dacă ați servit statul român ca ofițer de informații, ați spus așa, vă citez: și un diplomat și un angajat al serviciilor au ca misiune să culeagă informații și să le prelucreze. Există însă o frontieră între cei doi. Un diplomat culege informații prin mijloace legale, în timp ce angajatul din servicii poate să culeagă informații prin orice mijloc. Despre aceste mijloace de a obține informații, dumneavoastră ați declarat din postura de șef SIE, vă citez: în cadrul serviciului nostru nu există mandate pentru a ucide, dar cu toții au dreptul să fure și cred că putem spune că au mandate să mintă, pentru că altfel ar fi imposibil să își îndeplinească misiunea. Ceea ce caracterizează un lucrător în SIE este discreția. Am notat deja, și eu și telespectatorii noștri, cât de diplomat ați fost în momentul în care v-am întrebat de câte ori ați fost nevoit să mințiți în profesia dumneavoastră. Mă rog, să veniți cu răspunsuri diplomate. Urmează întrebarea: câte informații ați cules pentru România? Toate informațiile de care aveam nevoie, în funcție de evoluțiile care se întâmplau în România sau anumite situații care trebuiau să fie rezolvate. Deci, în acest punct de vedere, eu cred că și-au făcut treaba și SRI-ul și SIE. Mai mult, e un lucru care foarte pozitiv care se îndreaptă acum, o colaborare directă între SRI și SIE. Chiar dacă SRI se ocupă doar pe problemele de securitate națională, iar SIE numai pe activitățile în afară, împreună aceste două instituții sunt redutabile și în plus sunt conduse de oameni tineri care n-au avut nicio legătură cu nimeni, poate erau în leagăn când se întâmplau toate lucrurile astea, și asta dovedește faptul că suntem la ora actuală cu un sistem cu totul și cu totul adaptat la nivelul Uniunii Europene, mai puțin, dar mai ales la nivelul NATO, și relațiile pe care le avem cu aceste servicii sunt excelente și pentru noi sunt capitale. Bine. Mergem cu ultima întrebare. Am ajuns cu maratonul celor 40 de întrebări la final. Vă citesc acum câteva pasaje din portretele pe care vi le-au făcut doi colegi diplomați. Mircea Malița, a fost ambasador al României la ONU și la Geneva, spunea: eu cu Meleșcanu vorbeam ore întregi despre tablouri, despre ce am mai citit, despre cărți, despre clasici, știa totul despre orice. Același Mircea Malița avea doar cuvinte de laudă despre felul în care ați coordonat echipa de la Geneva în perioada în care el era ambasador. Îl citesc din nou: pot spune că Teodor Meleșcanu era de fapt ambasador în locul meu. Avea o atenție la detalii, o rigoare profesională. Un alt coleg al dumneavoastră, Liviu Aurelian Bota, a fost subsecretar general al ONU, spunea: Meleșcanu era un factor de echilibru și un negociator redutabil. El este unul dintre artizanii obținerii clauzei națiunii cele mai favorizate. Domnule Meleșcanu, sunt cuvinte foarte frumoase spuse de foștii noștri colegi despre calitățile pe care le aveți. Mie mi-ar plăcea să-mi spuneți acum, pe final de emisiune, cum vă caracterizați dumneavoastră. Urmează întrebarea: cine este Teodor Meleșcanu? Teodor Meleșcanu este un om obișnuit, dintr-o familie normală, să zicem, mai puțin bogată din toate punctele de vedere. Nu e vorba numai de bani, e vorba și de moartea tatălui și așa mai departe. Dar în același timp trebuie să vă spun că pentru mine activitatea diplomatică nu este doar o dorință de a îmi arăta talentele care le am. Dimpotrivă, eu ca diplomat am un singur obiectiv. Obiectivul meu este ca România să fie o țară respectată, iar tot ceea ce facem noi să ofere oamenilor obișnuiți, oamenilor simpli, o viață mai bună. Asta este foarte, foarte simplu. Niciodată nu o să mă intereseze altceva decât faptul că trebuie să aduc o contribuție. De ce? Am ajuns undeva într-o anumită zonă. Dar pentru asta foarte mulți s-au sacrificat pentru mine.
părinți, rude, frați, prieteni, colegi de liceu, colegi de facultate, colegi de la Geneva când mergeam. Niciodată nu cred că o să pot să îi răsplătesc pe ei, inclusiv pe oamenii deosebiți, cum sunt Mircea Marița, Dumnezeu să-l ierte, și Liviu Bota. Deci niciodată nu o să consider că am făcut tot ceea ce trebuia pentru a le oferi și lor, cei care m-au adus pe mine astăzi unde suntem, în studioul dumneavoastră. Mulțumesc, domnule Meneșcanu, și pentru prezență și pentru răspunsurile pe care le-ați oferit de-a lungul emisiunii. Telespectatorii noștri vor vedea pe micile ecrane un tabel. Sunt 40 de întrebări. Ați luat toate întrebările mele. Nu ați declinat nicio întrebare și vă mulțumesc pentru acest lucru. Îmi spun colegii că mai avem la dispoziție 12 minute. Este momentul în care am putea avea un dialog. Așa. Da. Așa că eu o să vă întreb doar dacă sunt chestiuni ce le doriți menționate, care v-ar fi plăcut poate să vă întreb și eu n-am atins în integralitate. Nu știu, chestiuni care pur și simplu poate au lipsit din documentarea făcută, din întrebările formulate. Dacă sunt lucruri pe care pur și simplu vreți să mi le spuneți, da, cu mare plăcere. Singurul lucru care vreau să le spun este faptul că nu accept niciodată și nu o să accept niciodată oamenii care scriu după ureche sau care vorbesc după ureche. Din acest punct de vedere, o anumită parte din discuția noastră s-a referit și la aceste lucruri. Întotdeauna, înainte de a mă pronunța în legătură cu un lucru sau altul, cu o persoană sau alta, o gândesc de 10 ori și încerc să văd unde este adevărul. Dacă vrem însă, într-adevăr, să folosim anumite modalități de presă, de transmitere de informații, asta e partea fiecăruia. Este, ca să-i spun, e păcatul lor. Niciodată nu m-am intrat. Știu că nimeni nu e perfect. Știu că fiecare încearcă, mai ales în presă, să se ridice mai sus, să devină un ziarist foarte bun. Acesta este și lucru foarte frumos pe care îl are această emisiune, posibilitatea pe care le dă invitaților să mărturisească ce este adevărat sau nu în lucrurile pe care cei de acasă le citesc în presă. Căci acest lucru trebuie să-l aveți mereu în minte. Oamenii de acasă deschid internetul și citesc tot ceea ce eu v-am citit astăzi, mă rog, o selecție în tot ceea ce am găsit reprezentativ despre dumneavoastră, și oamenii, poate fără emisiunea noastră, rămân cu ideile pe care le citesc acolo. Acesta a fost intenția, să vă aduc în față toate lucrurile, și neplăcute și plăcute, despre așa cum a fost proiectată viața noastră în scris și se găsește astăzi de toți cei care dau o simplă căutare și spun Teodor Meleșcanu. Eu cred că ne-am lămurit în această seară, apropo de adevărurile pe care dumneavoastră le-ați trăit. Urmează acum evaluarea mea. În primul rând, mulțumesc că ați venit la mine la emisiune fără prea multe... Și foarte rapid. Da, imediat mi-ați răspuns la invitație. Niciun moment nu mi-aș cerut întrebările, nici măcar teme de discuție, lucruri pe care l-am apreciat și vreau să-l transmit celor de acasă. Oamenii mă cunosc, știu că niciodată nu aș da întrebările, însă e un lucru important pentru mine atunci când invitatul nici măcar nu încercă să negocieze acest lucru. Am simțit astăzi seară totuși că am reușit să aflăm de la dumneavoastră câteva informații care până acum nu s-au spus și vreau să vă mulțumesc pentru acest lucru. Plăcere. Contează foarte mult, mai ales de la un om ca dumneavoastră care a mărturisit tot statul român în plenitudinea lui, să vină, să iasă, să ne spune lucruri, măcar pentru aceia puțini care vor să știe adevărul și care îl folosesc în sensul care trebuie să fie folosit. V-am simțit emoționat și v-am simțit acest diplomat desăvârșit pe care mi l-am imaginat întotdeauna. Sunteți prin excelență și astăzi pentru mine ministrul diplomației românești. Mersi. Mulțumesc frumos, Teodor Meleșcanu, pentru prezența. Aceasta a fost ediția din această seară. Sunt Denis Rifai. Vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem săptămâna viitoare cu un nou invitat și cu noi întrebări. Pe curând, seară frumoasă, la revedere!